Euronext GSM. Nu-ți vindem gogoși. Nu te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sud cu ață. Ți-o servim verde-n față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, Milionari de la miezul nopții. În această seară am invitat în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul Virgil Măgureanu. Nu cred că domnia sa mare nevoie de vreo prezentare. La fel și celălalt invitat, domnul Ion Cristoiu, editorialist al Cotidianului Național. De ce l-am invitat pe domnul Măgureanu în această seară în emisiune? Cred că bănuiește toată lumea, domnia sa s-a înscris de curând într-un partid, este vorba de Partidul Noua Românie și presa de mâine scrie despre acest eveniment la urma urmei. Evenimentul zilei, domnul Cristoiu, dați-mi, mi-ați luat ziarul mai, și nu mi-l mai dați înapoi. Evenimentul zilei scrie mare pe pagina 1, Măgureanu s-a înscris într-un partid obscur cu amănunte în pagina 3. Ziarul Republica consacră un editorial pe acestui eveniment. Jocul cu mărgele de sticlă în varianta Măgureanu scrie Liana Buligan. Hori Alexandrescu, în Cronica Română, consacră editorialul aceluiași eveniment și Măgureanu a ales. Așadar, fostul director al SRI, Virgil Măgureanu, a optat pentru Partidul Noua Românie. Din punctul nostru de vedere al Cronicii Române, putem spune că suntem singurii care am ghicit direcția pe care se va înscrie profesorul, în ghilimele. Deci, domnul Măgureanu, înțeleg că domnul Ihori Alexandrescu a spus încotro veți apuca pe scena politică. Și sigur, și în România Liberă, în pagina 2, din câte mi-aduc aminte, la doi pași de Hotelul Dracula, Virgil Măgureanu și-a semnat adeziunea la Partidul Noua Românie. Domnule Măgureanu, de ce ați intrat în politică și de ce ați făcut-o tocmai acum și de ce la Partidul Noua Românie? Aș vrea să încep cu o mică contrazicere la cele pe care le-ați rostit deja. Vă rog, când, o să ne tot contrazicem. Când ne-am hotărât noi doi să facem o emisiune împreună, nu eram încă membru în niciun fel de partid. Este adevărat. Și iarăși o contrazicere. Îmi permit să zic faptul că presa dă o atenție atât de disproporționată acestui fenomen, atât de hipertrofiată, unui fenomen care nici măcar nu este unul major. Deci am avut grijă să precizez de-a lungul timpului că voi intra în politică. Deci ceea ce se întâmplă acum nu este nici măcar, n-are nici măcar meritul unui debut. Am să mă explic imediat. Dar dacă ne-am hotărât să discutăm despre motivele pentru care eu aș vrea să intru în politică, reamintesc cu acest prilej că nu cred, știu de toată lumea, că nu cred că poate fi ignorat faptul că am dreptul ca orice alt cetățean să mă înscriu în ce partid doresc sau să intru sau să nu intru în politică. Am ales varianta afirmativă. Dar această înscriere nu are semnificația nici pe departe aceea care îi se acordă astăzi în presa românească. Vreau să închei cu răspunsul aproximativ la această primă întrebare, cu faptul că eu am o părere prea deosebită despre ceea ce înseamnă a face politică, pentru a echivala înscrierea într-un partid cu debutul în politica mare a României. Iar dacă la asta adaug ceea ce titrează ziarele, că m-am înscris, prietenii mei de la evenimentul, că m-aș fi înscris într-un partid obscur,
cu atât mai mult spun că aceasta îmi dă întrucâtva dreptate. Nu că este o formațiune obscură, nu este mai obscură decât altele. Și apoi nici nu este chiar un partid de buzunar. Dar oricum, intrarea mea în politica românească înseamnă, va semnifica posibilitatea noastră, a celor pe care vrem să-i vedem adunați la oaltă, de a realiza o coaliție. Da. Dacă nu realizăm această coaliție, fac prima afirmație foarte subliniată în seara asta, se cheamă că eu nu pot intra în politică. Înțeles, într-un fel, intrarea dumneavoastră sau anunțarea dumneavoastră pe care au prins-o câteva cotidiane astăzi și mâine este exploatată pe larg, este cumva o intrare în legalitate. Pentru că dumneavoastră ați făcut politică, nu spun eu, ci spun majoritatea celor care sunt în presa scrisă, ați făcut politică și pe vremea când, politică națională, veți spune, pe vremea când ați fost director al țării. Și aș vrea să vă mai contrazic și eu cu ceva. Nu am hotărât împreună să facem emisiunea, dacă a hotărât cineva, am hotărât eu. Și împreună cu domnul Cristoiu. Dar mă rog, asta așa, ca să vă am și o contrazicere. Înțeleg că m-ați obligat să vin aici. Accept. Nu v-am obligat, nici nu v-am... Accept cu plăcere obligația aceasta, pentru că este o emisiune deja reputată. Da, vă mulțumesc. Iar compania aceasta mă onorează. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că vi s-a spus șarpele cu clopoței? Nu era vorba de șarpe cu clopoței, era vorba de șarpele cu ochelari. A, cu ochelari, dar da. Mi-ar place să cred că acesta este un trecut. Știți că la noi încercăm să vorbim cât mai corect românește, de spune mi-ar plăcea să cred. Mi-ar plăcea să cred, da, că acest lucru ține deja de trecutul unei funcții pe care nu mai am și cu care acel șarpe cu ochelari era adesea identificat. De ce șarpele cu ochelari? Întrebați-l pe cel care a spus-o și pe care l-ați avut oaspete acum câteva ediții ale întâlnirilor acestora. N-am nimic din personajul cu care am fost adeseori identificat din motive partizane, așa încât nu mă recunosc în el, deși într-un anume fel foarte domestic aș putea zice că ar fi, întrucât după zodiacul chinezesc eu sunt chiar șarpe, așa încât dacă din acest punct de vedere extrem de particular asta seamănă a ceva, putem să o asimilăm. Dar atât în ce mă privește. Da. Domnul Cristoiu, vreau să intrați în joc. Dumneavoastră ați urmărit atent evoluția domnului Magureanu pe scena politică, pe scena românească atâta timp cât a fost director al țării. Cum vedeți gestul domniei sale de a intra în politică, de a face acest pas? Și nu trebuie să vă mai rog eu de acum să spuneți. Vă rog să interveniți dumneavoastră. Păi dacă tot e vorba de șarpe cu ochelari și eu având ochelari, de ce să nu fiu eu șarpele, că domnul profesor, că așa îi spun eu, a spus că nu mai este șarpe. Eu sunt oarecum dezamăgit de felul în care a intrat domnul Virgil Măgureanu în politică. Deja a intrat. Mă așteptam, cunoscându-i capacitățile de analist politic, de fapt, în perioada când era director la SRI, s-a făcut mare caz că domnia sa e specialist în teoria puterii, mă așteptam la crearea unei lovituri de presă, ca să-i spunem așa. Adică mă așteptam ca domnia sa să... Mă așteptam să nu mă corectez la gramatică, că nu ești George Puteanu. Așa suntem mai vorbit. Mă așteptam, deci, ca domnia sa să aștepte o emisiune de asemenea audiență sau să convoace o conferință de presă pentru a putea face o explozie în mass media, televiziuni. Dar explozia există, iertați-mă, nu pe este, jumătate. Nu. Zic, după umila mea părere de specialist, așa, de între analfabet și specialist, așa, pe la jumătatea drumului. Deci, absolvent de liceu în materie de imagine, e o intrare destul de, cum să spun, din punctul meu de vedere, dezamăgitoare intrare. Adică o intrare așa,
subtilă, fără acea explozie pe care o aștepta toată lumea. Repet, eu, dacă m-ar fi avut drept consilier, da, pentru asta trebuia... Să vă dea bani ca lumea? Să dea, nu că am citit undeva că are bani, nu. Și pe gratis, am sfătuit pe mult pe gratis, eu l-aș fi sfătuit să creeze un moment gazetăresc, așa, un moment de bombă publicistică. Credeți că pe praful ăsta făcut de bomba lui Severin mai are loc vreo altă bombă în scena românească? Avea loc. Ar fi fost imediat, s-ar fi interpretat că această bombă ar fi fost, e menită să pună în umbră, nu, să risipească praful stârnit de Adrian Severin și să creeze un alt nor de praf în sensul bun al cuvântului. Crezând în continuare în capacitățile de om politic ale domnului Virgil Măgureanu, înclin să cred că e o tactică. E o tactică, domnul Virgil Măgureanu. Este. În mod deliberat n-am dorit să fie un fenomen mediatic acest lucru. De ce? Dar s-ar cuveni întâi să spun că ceea ce m-a determinat să intru aici a fost impresia care mi-au produs-o cei din Consiliul Național al acestui partid. Oameni tineri, oameni care știu ce vor, oameni care nu s-au lăsat dezarmați de înfrângerea, în fond, pe care au avut-o în alegeri. Totuși, ei având suficient flair politic, mi-am dat seama, și neemigrând spre alte partide. Cred că acesta a fost motivul pentru care am acceptat cu plăcere să mă înscriu în acest partid, fără ca prin asta, repet, să înțeleg că trebuie neapărat să creez un fenomen de presă din acest lucru. Nici nu mă așteptam ca el să nu treacă decât drept ce este. Un fenomen banal, cineva s-a înscris într-un partid oarecare. Lasă, iertați-mă, deja eu am un handicap, a devenit politician și o trăsătură a politicienilor români actuali este faptul că ne scapă din ghearele întrebărilor. Eu v-am întrebat precis, este o tactică aceasta, o greșeală? E o tactică deliberată. De ce? Explicați-ne, poate vreau să intru și eu în politică și poate fac și eu la fel. Pentru că, încă o dată vă spun, nu acesta este fenomenul politic major, a cărui semnificație vreau eu să o prind și cu care doresc să atrag atenția opiniei publice românești. Deci e un prim pas, al doilea care e? Al doilea? Ați intrat într-un partid. Consecvența cu care ne străduim să adunăm la olaltă niște forțe de centru cu care deja am amintit că ne-am alia în demersul acesta către o politică majoră, în registru major. Care forțe, domnul Măgureanu, ați amintit? Eu nu mi-aduc aminte. Deci, forțe de centru, am spus încă o dată. Care sunt aceste forțe de centru? Le vom aminti atunci când forțele respective își vor fi dat acceptul. Uh-huh. Și acela va fi, cu adevărat, în opinia mea, fenomenul major și confirm încă o dată că tactica aceasta de a intra într-un partid ca orice membru de rând este o tactică deliberată. Petrecut pentru că așa. Fenomenul pe furiș care nu a de ce? De ce? Păi dacă nu spunea cineva de acolo de la Bacău, nu știam nici până ziua de azi. Nu e adevărat. Vroisem, și asta a fost înțelegerea noastră acolo, să anunț chiar eu la această emisiune că m-am înscris într-un partid. Și mai e ceva. Ar trebui aveți carnetul de partid? Nu-l am, dar când o să-l am, o să vin să vi-l aduc. Pe cel de al Partidului Comunist mai aveți? Îl mai am. L-am păstrat și pe acela, e o parte din viața mea de altă dată. Îl țineți ca amintire, da. N-am făcut gesturi spectaculoase atunci, deși am avut gesturi explicite împotriva comunismului, n-am făcut gestul acela, eventual a arde carnetul în piața publică și așa mai departe. Dar aș reveni la ceea ce am făcut aici. Prin urmare, eu, ca să pot lua contacte cu diverse partide politice și cu diverse personalități aparținând acestor partide, trebuie să fiu și eu încadrat undeva pentru a nu fi bănuit că fac jocuri din afara spectrului politic, încercând să-mi atrag avantaje politice în felul acesta. Nu mai puteți fi bănuit că lucrul ăsta îl faceți de mult. Spuneți-mi care sunt acele partide de centru.
încă o dată, când ele își vor fi dat acceptul, vom veni cu toții la milionari. Vă întreb altfel, domnul Măgureanu. Vă rog. Eu vă aștept cu mare plăcere când veți face acest pas. Spuneți-mi care sunt în opinia dumneavoastră partidele de centru, de astăzi. Deci, există câteva ale căror doctrină nu mă îndoiesc că o cunoașteți, a căror doctrină o cunoașteți. N-am mai vrut și să care le-ar desemna ca fiind. Dacă m-aș apuca acum să vi le înșir, aș răspunde căzând într-o capcană. Nu, mă iertați, nu doresc să mă eschivez. Nu mă, este noi mult... nu vă întindem capcane dumneavoastră, că știm cu toții. Nu, îmi este mult prea la suflet să realizăm aceasta în beneficiul țării și în beneficiul tuturor, mi-aș permite, încât să fac avansuri care după aceea ar periclita pur și simplu. Spuneți-mi, șansele. PUNR e un partid de centru? PUNR-ul, din ce știu, are o doctrină care este compatibilă cu doctrinele de centru. Alianța pentru România? Dar PUNR-ul nu este, să spunem, un candidat care poate fi, spunem, împins sau atras către o alianță fără a-și fi judecat, cel puțin judec după ultimele prestații acestui partid, fără a-și fi judecat cu multă atenție șansele de a se alia cu cineva. Alianța pentru România e un partid de centru? După propria lor declarație, este un partid de centru stânga. Și cine ar mai fi de centru așa? Și ar mai fi. Alte câteva. Cine ar mai fi, domnul Cristoiu? Că domnul Măgura nu vrea să-mi spună. Păi la centru e o aglomerație așa de mare. Mai că... există partidul... Vă scapă în momentul ăsta, nu? Nu-mi scapă acum, deci nu-mi scapă deloc denumirea prescurtată PUR-ul. Da. Este un partid specific de centru. Așa. Și alte câteva. Între care, de pildă, Partidul Democrației Agrare din România și, desigur, Partidul Alianței Civice. Dar vă repet, până când nu vom avea contacte cu... Nu prea aveți curaj în seara asta, nu știu ce e cu dumneavoastră. A devenit politician, limpe, nu că nu are curaj. Da, sunt cam timid, recunosc și eu. Sunteți timid, vorbiți în vârful buzelor, trebuie să, la fiecare răspuns al dumneavoastră, eu să mai vin cu o întrebare. Cred că este vorba de ce zicea domnul Cristoiu puțin mai devreme, ați devenit politician. Ei, nu, mare că nu a devenit politician chiar atât de la nivelul lui Petre Roman, care n-am fi reușit să scoatem chiar nimic. Deocamdată, până acum, hai să facem bilanțul. Așa. A recunoscut că s-a înscris în partid, deci nu s-a dezmințit. Este o mare cucerire a noastră față de compromis-o membrilor din conducerea acelui partid. Și am spus că fac această confirmare cu plăcere. Lăsați-mă să continui. Doi, fac și eu bilanț, mă laud și eu deja că am făcut ceva în seara asta pentru opinia publică. Doi, am smuls de noastră recunoașterea că veți face o coaliție. Acest partid. Nu eu. Partidul. Noua Românie și sau cine? Deci, Noua Românie nu-și poate asuma în nume propriu realizarea unei coaliții. Aici este vorba de consensul mai multor formațiuni, temă din calea afară de serioasă pentru noi, ținând seama totuși de dificultățile care sunt în a încropi o alianță de durată. Mi-aș permite chiar să zic că este una dintre dificultățile de seamă, uneori insurmontabile, în politica românească de azi. Și aceasta este grija mea și nu este vorba de timiditate aici, ci de rezervele pe care mi le fac, ca nu cumva să anunțăm opiniei publice lucruri care după aceea nu le putem realiza. Ar fi un politicianism ieftin să promitem ceea ce nu putem face. Bine, cum vedeți... Așa se explică vorbele mele din vârful buzelor, domnul Tuca. Am înțeles. Da. Dumneavoastră ați făcut, a aplicat o tactică interesantă, o să o aplic și eu, dar eu nu aplic, eu sunt vedetă. Și eu o să fac o conferință de presă, că nu o să intru, adică, dar ne intrând în politică, nu o să fac niciodată. Deci ați intrat ca simplu membru de partid, interesant, într-un partid nu atât de faimos cum e PNCCD-ul, PD-ul, PDSR-ul.
Dar un partid care are viitorul intact. Da. Apropo, se numește... o doctrină, mi-aș permite să zic, da, foarte bine articulată pe temele ideologiei centriste. Iertați-mă, când erați director la SRI, au circulat multe zvonuri, vorba domnului Severin. Eu nu am probe indubitabile ca dânsul. Această, la articularea acestei doctrine ați contribuit și noastră ca specialist, ca politolog, eu vă știu, sau intrați în această doctrină și vă asimilați? Ca să știm. Cred că răspunsul este varianta pe varianta a doua. Pentru că, deși s-au făcut numeroase insinuări, n-aș fi avut când să mă ocup de elaborarea unor doctrine de partid. Și de altfel erau destui acolo care să se ocupe dintre cei mai calificați. Domnul Măgureanu, știți ce îmi place mie la dumneavoastră? Nu, nu știu. O să vă spun până la sfârșit emisiunii. Însă eu vă spun următorul lucru acum. În momentul în care a apărut acest partid, Partidul Noua Românie, s-a zis că ăsta e partidul lui Măgureanu. Se întâmplă asta acum câțiva ani. Și, dintr-o dată, suntem în octombrie 97, după toți acești ani, Virgil Măgureanu, despre care se spunea că Partidul Noua Românie este partidul său, dintr-o dată intră în acest partid. Nu vi se pare așa, cum să spun eu, hilar? Ce anume este hilar, domnule? Faptul că s-a spus atunci că Partidul Noua Românie este partidul noastră și acum dumneavoastră ați intrat în Partidul Noua Românie. Adică vi se pare hilară coincidența? Nu coincidența, mi se pare... Coincidența dintre acuzațiile de odinioară și ce s-a întâmplat începe tocmai să, astăzi să veniți ca un fel acasă, de confirmare. Da. Începe să veniți de acasă. Nu, domnule, nici pomeneală. Deci... Deci presa atunci... Cum, vă rog. Așa cum, de pildă, îmi doresc să fiu partener de coaliție cu o serie întreagă dintre formațiunile, iarăși, care au, după părerea mea, o perspectivă de aici înainte. Tot așa am intrat și aici, fără să mă deranjeze prea mult numeroasele zvonuri, că dacă m-aș fi luat după asta, ar fi însemnat ca eu să părăsesc definitiv viața politică din România, să nu mă mai interesez vreodată de ce se întâmplă în politica românească. De ce spuneți să o părăsesc atât... definitiv dacă acum ați intrat în ea? Păi tocmai. Dacă m-aș fi luat după zvonurile care mi s-au pus mie în seamă, de pildă... Ar fi trebuit să recent, părăsiți definitiv viața politică, dar n-ați intrat în ea ca să o părăsiți. Îmi permiteți, sunt, domnule, așa cum ați binevoit să apreciați încă de la începutul emisiunii, sunt intrat în politica românească din 90 încoace. E adevărat. Și e adevărat că am avut funcțiuni specifice, care sper să nu fi dăunat vreodată politicii românești de anvergură. Însă, revenind la chestiunea aceasta, recent, foarte recent, mi s-a pus în seamă că aș fi creat APR-ul. Sper că domnul Meleșcanu... Mi-ați spus umăr, roșia noastră. Da, sper că domnul Meleșcanu n-a fost din calea afară de exasperat de numeroasele întrebări care i s-au pus legat de modul în care aș fi contribuit eu la lansarea acestei formațiuni. N-am contribuit cu nimic. Asta nu este un motiv pentru care în viitor, dacă mi s-ar ivi șansa, n-aș valorifica posibilitatea unei alianțe cu acest partid, care sper eu că va promite. Bun, am câștigat al treilea, da? Că eu contabilizez. Deci al treilea succes al nostru, am reușit să-ți mulțumim de la domnul Virgil Măgureanu recunoașterea că acest partid Noua România avea o doctrină anterioară între domniei sale în partid, că domnia sa a fost sedus... Foarte bine articulată, după părerea mea. Ce v-a sedus? Sedus e mult spus, domnul Cristoiu. Nu, ce v-a cucerit? De ce n-ați intrat... Spuneți că poate intru și eu, iertați-mă. Sunt acolo, vă invitam cu plăcere. Nu, dar trebuie să mă convingeți, că altfel poți să intru în altul. Nu știu dacă o să reușesc în această emisiune, pentru că domnul Tuc ar fi alarmat de faptul că eu profit și de ocazia asta să fac prozeliți la Noua Românie. Păi mă puteți cuceri pe mine, de exemplu. Deci, păi acum... domnul Măgureanu, nu ar fi decât al treilea în partid, că sunteți doi și cu domnul Cristoiu trei. Nu suntem prea mulți, într-adevăr, era cât pe aici să rămânem între patru ochi, eu și cu profesor Trăsnea, dacă ar fi să o iau pe firul glumei dumneavoastră. Sunt destui în acest partid și, cum spuneam, nu este tocmai un partid de buzunar. Dar doctrina comunitară acolo, tipic doctrină de centru, atrage atenția situării acestei filiații
cu care sper să nu obosim prea mult publicul telespectator. Ce înseamnă filiație? Ceva între filiație teoretică, ceva între liberalism și comunismul de altă dată. Adică ideea că, deci doctrina comunistă anihila individul. Liberalismul în forma lui inițială, cel puțin, îl hipertrofia și îl exagera rolul. E bine, aici este vorba de comunitarism, realizarea individului prin comunitatea din care face parte. Începând cu familia și terminând gradual până cu deci, marea comunitate națională. Da, și aceasta este o ideologie tipic de centru. Parcă dar și nu este dumneavoastră numai... asemănați foarte mult cu doctrina partidului. Ați plecat din comunism și mergeți spre liberalism și vă rămâneți undeva la mijloc. Vă rămân îndatorat că mereu mă spuneți unde trebuie să mă situez eu. Nu, dumneavoastră a spus. Și chiar cred că... Dumneavoastră a spus că vreți să rămâneți între comunism și liberalism. Da, undeva aici. Asta am spus. Undeva aici. Și n-aș spune că am fost sedus de acest lucru, dar oricum, comunitarismul este și modul în care s-a structurat puterea într-un stat redutabil democratic, cum sunt Statele Unite ale Americii. Acolo puterea comunității locale în ce privește numirea celor care urmează să răspundă în fața națiunii, a aleșilor națiunii, este indiscutabilă și așa se și contrabalansează posibila reacție a unui centralism excesiv și așa se și face controlul real al comunității asupra politicienilor pe care... Da. Hai să terminăm cu partidul și să vă pun o ultimă întrebare legată de aceste chestiuni. Sper că încheiem acest subiect. Cu partidul, nu, a României și mă rog, dumneavoastră s-a văzut foarte bine cum s-au câștigat alegerile în noiembrie 96. În momentul în care veți ieși în fața oamenilor și veți explica această doctrină, nu o să vă voteze nimeni. Să fim serioși. Domnul Tucă, nu am venit aici să facem dezbateri doctrinare. Dacă ar fi să o fac, atunci ne-am alege o altă tribună și în tot cazul n-aș avea inspirația nefericită să vin să fac nu m-ați înțeles. Eu am spus că dacă... trimiteri doctrinare. Am înțeles foarte bine ce ați spus. Înțeles? Da, tocmai comunitarismul acesta îi permite programului partidului de care discutăm să fie foarte bine articulat pe problemele concrete ale celor cărora se adresează și celor cărora într-un viitor își va permite să le ceară voturile. Când va fi momentul acela? Acula, deci un comunitarism bine articulat pe probleme concrete locale este ceea ce se propune potrivit acestei doctrine. Dar nu este singurul... Nu este ce înseamnă comunitarismul? E greu să-și... Comunitarismul? Da. Bine articulat. Eu sincer deci, nu mă pricep. Acea grijă față pentru de emanciparea fiecărui om în cadrul comunității din care el face parte și grija pentru integrarea lui apoi în comunități mai largi. Dar nu înainte de a-i fi rezolvat problemele lui concrete, inclusiv cele care privesc familia lui, necazurile lui de acasă și toate celelalte. O asemenea orientare centristă, care nu cred că este specifică numai acestui partid, privește cu alți ochi mult mai realiști nevoile celor de la care se cere votul la un moment dat. Da, interesant ce spuneți. Nu știu cum bun, ați intrat deja în politică. Cu familia. Nu, păi da. Păi intrați în partid. Dar nu vreau. Nu, deocamdată nu. Nu păi e vorba de... Dacă am intrat deja în politică, după expresia dumneavoastră, să nu cumva să vă așteptați că voi promite ceva în seara nu, asta. Nu, nici nu vă ceapă niciun. Acest blestem adevărat. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Sunteți membru unui partid, deja asimilați, sunteți de acord cu doctrina lui. Saturăm publicul românesc cu Nu. Această... Haideți să începem delimitările pe scena politică. Va trebui deja să vă manifestați, normal, nu mai puteți, ați intrat în joc. Mi-am și propus. Vă rog să vă, prima manifestare publică, atitudine. Aveți o conferință de presă și trebuie să vă spuneți părerea despre cazul Severin. Vă rog frumos să vă pronunțați în calitate de membru al Partidului Noua României. Care e poziția partidului față de această chestie? A domnului Măgurean, nu neapărat a partidului.
că e membru, nu să e... Să îngăduiți, eu sunt un membru de rând acolo și îmi voi membru spune cam... propria părere. Deci propria, propria părere. Părere, așa da, da. Cum și dumneavoastră fiind întrebat atunci când cazul, așa zisul caz Severin a explodat, v-ați spus foarte tranșant părerea. Vreau și eu să spun că indiferent care sunt conotațiile ultime ale acestui caz, am considerat din capul locului hazardată afirmația domnului ministru de externe, când fără să fi avut posibilitatea să verifice niște afirmații, nu știm acum cât de adevărate sau cât de false, a preferat să spunem, să lanseze către opinia publică aceasta în loc să se fie adresat, cum a făcut acum de ultimă oră, organelor abilitate. Eu cu un astfel de lucru nu pot fi de acord, mai cu seamă că cele două servicii cărora se zice că le-ar fi parvenit în sfârșit probele, de și vom vedea zice? Despre ce fel de probe. De ce se zice? E o nuanță deci ironică? Am citit și eu din presă. A citat din da, comunicatele. Și nu pot ști ce conțin acele probe și până când serviciile noastre nu se pronunță, mi-e teamă că acel semn de întrebare cu destulă gravitate stăruie asupra afirmațiilor domnului. Să punem capăt omului discuție despre omul politic Luigi Mogurana, dați-ne o mână de ajutor să lămurim și noi această chestiune noastră ca fost director al serii. Spuneți-mi și mie, domnul Adrian Severin a spus că a văzut cu ochii lui, aoleu, știu pe de rost, nici, cum să zic, nici pe Marx nu știam când eram la facultate de filozofie așa de bine, cu ochii lui probe indubitabile privind. Spuneți-mi că a fost director al SRI, deci un specialist în domeniul informațiilor. Ce putea să vadă domnul Adrian Severin? Ce probă indubitabilă? O hârtie, un raport, un film? Probabil toate acestea. Eu nu pot presupune nimic. Păi sunteți specialist. Ce aia probă indubitabilă că cineva e agent? Că ați lucrat cu domeniul ăsta. Domnule, proba indubitabilă apare ca rezultatul unui demers. Este exact ceea ce am spus puțin mai înainte. Până când experți din diferite domenii nu vor fi cântărit toate piesele existente în cazul acestor probe, nu poate exista nimic indubitabil. Și nu vă supărați, foarte multe dintre acestea, și am avut parte și de cazuri de acest gen, foarte multe dintre acestea pot fi pur și simplu niște dezinformări grosolane. Se practică. În fond, există diversiuni și am asistat și la așa ceva în toți acești ani, când s-au fabricat pur și simplu diverse, așa zise, probe pentru a realiza o diversiune în dauna. Cine a realizat aceste probe? Vă rog? Cine a făcut aceste probe? Cine e în stare să facă asemenea probe? Acum dumneavoastră vă referiți la cazul acesta sau la cazul în general? Cine poate să facă? Alte servicii secrete? De regulă alte servicii. Din afara țării sau? Da, da. De regulă, da. Dumneavoastră cât ați fost dar asta pentru că mă întrebați în nu, dumneavoastră cât ați fost șef al SRI, bănuiesc că v-ați descoperit. Spioni, deși s-au ironizat mult acest. Spuneți-ne și nu, vorbesc serios acum, ca gazetar, că nu am lucrat în acest domeniu. Ce v-ar putea convinge dacă ați fost în loc cu domnul Adrian Severin că un om e spion? Adică, nu, zău, iertați-mă, nu înțeleg ce. Un angajament al lui, un raport de filaj, nu știu, dar cred că așa e bun termenul ăsta. Nu, spuneți-ne ca să lămurim opinia publică pentru că au început așa un fel de vorba domnului Văcăroi, ca să-l citești pe dânsul, Hora Unirii. Niciodată un singur indiciu nu poate fi relevant. Trebuie mai multe feluri de indicii care să ducă la, iarăși, proba indubitabilă că bun, omul respectiv a trădat. Ca dumneavoastră dar... să spuneți că eu sunt în serviciul unei puteri străine. Ce, de ce documente aveți nevoie? Vorbesc serios. Un singur lucru nu se poate, domnule Cristoiu, face. Să recunoști partea adversă în favoarea căreia s-a făcut în alta trădare, da, să recunoască acest lucru. Cazurile recent explodate în presă, în competiția dintre giganții instituțiilor de informații, ne-au lămurit de acest lucru încă o dată, a nu știu câta oară, dacă mai era nevoie. Un singur lucru, restul celorlalte probe se pot, bineînțeles, face, dar e o muncă foarte migăloasă. Aici am eu marele semn de întrebare.
va dura luni, poate ani în șir, până când niște probe referitoare la niște persoane concrete pot fi puse în așa fel cap la cap încât să nu mai existe dubii din partea experților, că într-adevăr este un caz de trădare. Păi și cum poate trăi societatea în tot acest răstimp, răstimp în care există, planează asupra directorului de ziară și a câtorva politicieni, această acuzație că ar fi spioni. Cum poate trăi societatea? Iertați-mă, societatea poate trăi foarte bine. Modul în care a evoluat acest caz s-a arătat că nu se pune cine știe cât preț pe modul în care el a fost adus la cunoștința opiniei și modul în care s-a derulat cazul. Chiar și au fost și destui ziariști care au ironizat suficient modul în care cazul acesta a devenit notoriu. Încât nu cred eu că astea sunt problemele societății românești, să nu poată dormi nu știu care noaptea din cauza spionilor de care colcă e România. Acestea, tocmai în aceasta și constă riscul să aluneci în derizoriu când faci afirmații pe care după aceea n-ai cum tu însuți să le probezi, să le poți expertiza ca să fii credibil. Așa putem afirma multe unii despre alții și să mă iertați. În România s-au făcut afirmații, unele dintre ele de-a dreptul incredibile. Dați exemplu. Și, dar au fost de-a lungul timpului. Dați-mi câteva exemplu să văd. Eu n-am pentru ce să vi le dau, pentru că acestea de care vă atrăgeam atenția, vi le-am cules din presă, pur și simplu. Da, nu, Aș lua unul, dar îmi pare rău că este chiar derizoriu, acela cu Iliescu KGB. Când, deci, pur și simplu, acolo au fost cusute cu ața albă și cu destulă rea credință niște lucruri și alte cazuri de asemenea. Eu însumi de instanță a hotărât că era nevinovat Sorin Roșca Stănescu, iertați-mă. Nu sunt. Acestea sunt două lucruri diferite, domnule. Cred într-adevăr că Sorin Roșca Stănescu este nevinovat. Pentru că n-a reușit niciodată să prezinte ceva credibil. Și am folosit termenul nevinovat cu o ușoară maliție acum. V-aș spune chiar mai mult. Eu însumi am fost făcut KGB-ist. Păi de dumneavoastră se știe, nu mai era cazul să fi. Da. Deci, când se fac asemenea afirmații enorme, riști să nu fii crezut vreodată. Și, din păcate, în presa românească, dar nu numai în presa românească, ci și în diverse alte instanțe politice, s-au aruncat cu afirmații de-a drept care ar părea înspăimântătoare dacă n-ar fi atât de hilare în esență, pentru că niciodată nu s-au produs probe suficiente. Da, Marius, că dă un exemplu, iertați-mă, din cazul meu. S-a afirmat la un moment dat în scris, nu o citesc, persoană importantă, așa. După ce am fost eu în Liban și am făcut un film tâmpit, evident, că nu eram bine priceput, nu eram, și l-am și difuzat ceva pe la TVR, textual. A scris că am luat 200.000 de dolari de la Hezbollah. Așa? Nu, s-a afirmat. Și că 50.000 de dolari le-am dat lui Victor Ionescu, care la el a prezentat filmul. Nu știu dacă ați luat, dar poate i-ați dat. Nu puteam să dau Hezbollahului 200.000 de dolari. Ca să fac un film, nu cred. Bun, eu zic să trecem la următoarea... Cineva folosea termenul de balcanism pentru a învedera o anumită stare de spirit din care totul este luat în derâdere, totul cade în hilar și în derizoriu. Domnul Mangureanu, dar trebuie să se termine cu balcanismul ăsta și dacă nu se va termina acum, este dacă exact nu se va pune pledoaria pe care acum, o fac nu eu. Se va pune niciodată. Bun, în asta locul domnului Adrian Severin, după ce ați făcut gafa asta, ce ați fi făcut? Nu-mi pot imagina așa ceva. E inimaginabil. Pentru mine, da. Nu. E inimaginabil, nu? Cred că da. Domnul Mangureanu, de ce l-ați împușcat pe Nicolae Ceaușescu? Da. De-a lungul timpului, în legătură cu scena aceea cumplită de altfel de la Târgoviște, s-au făcut foarte multe fabulații. A fost un proces sumar. Vă rog să vorbiți puțin mai tare, că nu mai are cum să vă audă Nicolae Ceaușescu. A fost un proces sumar. Nu știu cât de legitim. Urmează să se pronunțe probabil cu mai multă seriozitate, cu mai mult severitate, aș spune, istoricii în această privință.
Dar dumneavoastră ați fost și dumneavoastră la proces execuția, acolo, ca să spunem așa, la care eu n-am asistat. Da, ați asistat la proces, iertați-mă. Am asistat la proces, da. De ce nu v-ați ridicat în picioare și a spus că nu sunteți de acord cu condamnarea lui Ceaușescu la moarte? Nu a fost un context în care cineva din cei de față ar fi putut să-și spună părerea în modul foarte rapid, extrem de dezolant de rapid și surprinzător în care s-au derulat atunci lucrurile, cineva și-ar fi putut spune părerea. Dovadă că n-a făcut-o nimeni. Iar eu nu sunt dintre acei eroi capabil de o asemenea spontaneitate încât să mă ridic de fiecare dată în picioare și să spun ceva când nu sunt de acord. Dar v-ați ridicat vreodată măcar? Poftim? V-ați ridicat măcar vreodată? Împotriva unui lucru cu care nu sunt de acord de mai multe ori. Aici aș spune că e prea puțin cunoscută prestația mea din dărătul perdelei cu care toate aceste lucruri erau cumva acoperite. Dar aș rămâne doar pentru o clipă la procesul de la Târgoviște. Vă rog. Nimeni n-a făcut-o. Cred că deruta aceea nu era numai a celor care au asistat în calitate de martori, cum era și cazul meu. Deruta aceea era a noastră, a tuturor. Nu vreau să disipez răspunderile și nici n-aș vrea să se creadă că ceea ce s-a făcut acolo a fost o crimă premeditată. Eu nu pot afirma așa ceva. Dar vreau să vă spun că în contextul în care au mers și direcția în care au mers evenimentele din decembrie 89, acel însângerat decembrie, dacă este îngăduit să spun așa, n-au îngăduit prea multe reflexii atunci pe loc cu privire la sensul grav a celor care se întâmplau. Certe că Ceaușescu a murit. Certe că niciunul dintre cei despre care s-a tot fabulat că ar fi contribuit la împușcarea lor, în afara plutonului de execuție, n-au avut niciun amestec în... Cine l-a avut? Acum, după... Nu, hai să rămâne. Putem închide însă... Nu. E o mărturie de istorie foarte importantă. Nu mai punem mâna a doua oară pe domnul Virgil Măgureanu, că între timp va face o carieră politică fulminantă și vom discuta despre politică. Nu, chiar vorbesc serios. Pe mine mă interesează. Acum, după 7 ani, cum apreciați comportarea lui Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu? Unu, erau conștienți că sunt la un proces după care va urma execuția? Deci, două caracteristici. Să nu-l întrerup, Marius, tu, că pentru că... Două caracteristici au fost definitorii pentru atitudinea lor. Pe de o parte, păreau că nu realizează ceea ce se întâmplă. De aici și ideea că instanța pe care o aveau în față nu este legitimă, că trebuia să fie cineva din partea mare adunări, toată lumea își aduce aminte ce tot exclamau, iar al doilea, fie iertat că trebuie să recunosc foarte tranșant acest lucru, o rară demnitate în modul în care s-au comportat, chiar și atunci când era foarte evident, cred eu, pentru amândoi, că vor fi că au pierdut definitiv și că își vor pierde viața. Da, asta e o recunoaștere care vă onorează și senzațională. O rară demnitate, deci aș spune absența oricărui moment de lașitate în fața morții, în mod nemijlocit. Și acesta este un lucru care măcar, din acest punct de vedere, poate atrage atenția. Domnul Măgureanu, dați-mi voie să prezint telefonul la care pot suna. Am înțeles că sunt probleme cu liniile și am un număr de telefon la care pot suna telespectatorii. 230-3202 este un număr atât pentru provincie cât și pentru București. 230-3202. Spuneți-mi dumneavoastră ce căutați acolo la procesul lui Nicolae Ceaușescu. Da, am fost trimis în calitate de martor de către cei care și-au asumat răspunderea pentru organizarea procesului și pentru... De cine anume ați fost trimis? Deci de către, dacă este vorba de către cine anume personal, da, mie mi s-a comunicat cine mi-a spus verbal că trebuie să plec la... Cine mi-a spus verbal, deci nu în scris. Da. Cu propria voce că trebuie să plec la... Primul a fost Gelu Boican, care mi-a comunicat că vom merge împreună. Cine a fost? După aceea, cel care a întărit că trebuie să plecăm acolo împreună a fost chiar domnul Silviu Brucan.
Dar asta nu cred că are vreo legătură cu modul în care s-au derulat în mod real. Nu, dar pentru istorie e foarte important. Eu vreau să vă întreb, v-am întrebat cum ați ajuns acolo, mi-a spus. Dar spuneți-mi cum ați ajuns să fiți trimis acolo. De ce dumneavoastră, în acele zile fierbinți, ați fost unul dintre oamenii foarte importanți care au participat la evenimente? S-a dovedit acest lucru după aceea? Nu. Între ceea ce s-a întâmplat după și cum am evoluat eu în evenimentele din decembrie, nu există o legătură, în orice caz, nu o legătură cauzală. Eu eram în micul grup care, să rețineți că am venit la televiziune prima dată în 23 decembrie dimineața. În 24 decembrie s-a citit un comunicat, l-am citit chiar eu, prin care se cerea predarea armelor, pentru că dintr-o dată s-a realizat că prea mulți civili, având arme, nu se mai pot stăpâni, nu se mai poate controla nimic din tirurile acelea care au dus la foarte multe victime. Unde ați lucrat până în 22 decembrie 89? Până în 22 decembrie? Da. Mai precis, până în 20 decembrie 89 am lucrat ca muzeograf la Focșani, unde am avut, după cum toată lumea știe acum, domiciliu forțat. Dar asta este o problemă iarăși fără legătură cu... Și la când? Poate ați plecat din Focșani și ați venit în București în acele zile? Poate fi în legătură cu atitudinea mea anterioară față de regimul Ceaușescu și cu încercările noastre nesoldate cu vreun rezultat cât de cât palpabil de a face ceva împotriva acelui regim pentru a-i scurta, să spunem, existența regimului. M-ați întrebat însă ce căutam în rândul celor din care s-au trimis la Târgoviște ca martori. Deci în hotărârea de a fi ținut acel complet de judecat, de a fi înființat acel tribunal, dacă îmi dau eu bine seama, s-a luat în după amiaza zilei de 24 și noaptea de 24 spre 25. Și în 25 dimineața, eu în 24 am cerut permisiunea să mă duc la băiatul meu cu care am avut masa de Crăciun. Și când m-am reîntors, am fost înștiințat de plecarea la Târgoviște, împreună cu cei care au fost și în legătură cu care există numeroase declarații. Dar din seara de 23 decembrie și până în 25, inclusiv seara, am fost împreună cu ceilalți, un grup destul de restrâns la... Cine făcea parte din acest grup? Ministerul Apărării. Erau destui. Cine? Și, deci, cum bine știți, și generalul Stănculescu a fost la Târgoviște. Domnia sa a răspuns de securitatea grupului și de organizarea în condiții cât de cât sigure a deplasării acolo. Apoi, desigur, era generalul militarul proaspăt numit ca ministru al apărării, cum v-am pomenit puțin mai înainte, și domnul Silviu Brucan era acolo, și domnul Petre Roman, și domnul Ion Iliescu, bineînțeles, subsemnatul Gelu Voican Voiculescu și alții care, de asemenea, erau în Ministerul Apărării. Întrebare, a spus mai înainte că ați făcut parte și asta știam, sau bănuiam, dintr-un grup care își propunea să pună capăt regimului respectiv. Poate unii dintre telespectatori știu, alții nu știu, noi am fost vecini. Vreau să vă pun o întrebare sincer. De ce n-ați încercat să mă recrutați și pe mine? Dacă ar fi să vă răspund în glumă, v-aș spune că prea des ne-ați inundat, întrucât lucrați la asta, locuiați la etajul 4 și noi la 3. Și am fost beneficiari câtorva inundații strașnice. Dar răspunzând serios, trebuie să știți că munca aceasta clandestină avea rigorile ei. Păi și ce, eu nu eram om de încredere, iertați-mă. Permiteți. Spuneți-mi sincer, ca să știți ce defect aveam. De toată încrederea, domnul. Un singur defect avea. Trebuia să protejăm pe toți cei cu care eventual veneam în contact. Eu n-am putut avea o legătură cât de cât sistematică și serioasă, nu numai cu dumneavoastră. M-ar fi onorat. Am auzit că acolo aveați și o bibliotecă interesantă. Am și ițit de vreo două ori ochii spre
Da, ați fost, într-adevăr. Rafturile cu cărți. Dar ideea de a fi, de a vă fi contactat în vreun fel sau de a încerca să fac prozeliți în rândul celor apropiați dumneavoastră de tot mine, timpul ați avut cu prozeliții, se vede. Mă rog? Cu prozeliții tot timpul ați avut. Vom vedea de acum înainte câți prozeliți facem la lumina zilei. A, și eu oricum nu meritam în creierul ăsta ce vă inundam casa, rezulta că să iau o parabură în creierul asta meu. Asta a fost o glumă. Am înțeles. Domnule, asta a fost o glumă, dar... Domnule ilegalist, cine mai făcea parte din grupul dumneavoastră? Când voi avea răgazul să mă scriu memoriile, voi putea face o listă destul de lungă. Nu mai aveți timp că intrați în politică, care... spuneți-ne acum. Acum pe loc n-aș avea de ce să dau un răspuns nominal la această întrebare. Erau destui, dar dintre Ion ei... Ion Iliescu era? Desigur. Domnia sa chiar s-a lăudat odată că eu sunt cel care, că eu aș fi fost cel care l-a racolat pentru cauză. Uh-huh. Și nu era departe de adevăr. Eu am făcut într-adevăr încercări de a ține la un loc, de a ține legătura cu cei care erau serios, dar acum efectiv. Nu are niciun rost, ați venit aici și nu ne spuneți că altă dată memorie. Nu, vă rog, eu vă rog insistent să spuneți cine era. A spus Ion Iliescu și măcar încă 4-5 din acest grup care vă întâlneați înainte de 89 și care s-a dovedit că până la urmă ați fost cei care ați luat puterea. N-are nicio legătură luarea puterii și eu cel puțin n-am luat nicio putere în 89. Nu, ați luat în 90 când ați venit director, ați devenit directorul SRI. Dar spuneți-mi cine asta erau cei... Asta înseamnă investire într-o funcție publică și nu luarea puterii, domnule. Domnul Măguranu, spuneți-mi noastră cum doriți și îmi pare rău că am zis că ați deci luat putere. Deci nu are legătură. Vedeți, ați ce spuneți dumneavoastră investit. Prea seamănă, îmi permiteți, vă rog, așa? Ca să pot măcar răspunde la întrebările pe care mi le-a spus. Prea seamănă ceea ce ați încercat să spuneți, că grupul acela anterior, care după aceea a luat puterea, cu teoria complotului care a făcut ceva vâlvă la noi și chiar a fost crezută. S-a spus că acei oameni au fost pur și simplu, mi-aș permite termenul nepotrivit, parașutați în mijlocul evenimentelor ca să preia frânele puterii și așa mai departe. În realitate, evenimentele din 89 n-au permis niciun scenariu potrivit căruia un grup anterior constituit, eventual cu ani în urmă, da, să fi putut face sunt preluarea puterii. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă... Și încă o dată, așa, între atitudinea mea anterioară, aceea dinainte de 89, de pe urma care m-am ales cu... Ați avut de suferit, ați fost... Recluziunea la Focșani. Izolată recluziunea, așa? Da, pentru că izolarea, să știți că era chiar destul de accentuată. Deci între atitudinile anterioare și funcțiile care le-am ocupat ulterior, nu există prea mare legătură. Prea mare. Alminteri, ați mai lăsat la dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog. Am mai lăsat și știți și de ce. Pentru că ulterior au devenit demnitari ai statului român persoane care n-au făcut vreodată nici cel mai mic gest de dizidență. Sunt de acord, domnule. Ceea ce, mă rog, nu le scade meritele. Sunt de acord. Și nici nu vreau să spun cu acest lucru că mi s-ar fi cuvenit cine știe ce postură publică din faptul că am avut o atitudine explicit îndreptată împotriva regimului Ceaușescu. Bun, întrebare. În decembrie 1989 erați împreună cu domnul Ion Iliescu. Când ați fost dezamăgit prima oară de domnul Ion Iliescu după 1989? A fost tot timpul, domnul Cristoiu. L-am întrebat pe domnul Ion Iliescu. Aș prefera ca o asemenea chestiune despre dezamăgirile reciproce, nu mă îndoiesc că și domnul Iliescu a avut destule dezamăgiri în ce mă privește, să o facem când este și domnul Iliescu de față. Nu ne apucăm acum într-o emisiune din aceasta, eventual la miezul nopții, să facem încriminări a unui personaj, a unui regim, pentru că nu cred. Când ați descoperit că domnul... Domnul Cristoiu, dacă veți iniția o emisiune în care să participe și domnul Iliescu și să venim să ne facem un bilanț, poate așteptat de opinia publică românească, face. Vă pun o întrebare unde nu e nevoie de participare a interlocutorului. Când ați fost, să zicem, atras sau convins de personalitatea domnului Emil Constantinescu?
Vedeți, iarăși mă puneți într-o situație. Păi de asta e misiunea mea, să vă pun în situații dificile. Că... Adică mereu mă băgați în corzi să vadă publicul românesc ce persoană slabă sunt în fond și care nu e în stare să se descurce. Lăsați, domnul Măgurean. Vedeți, eu am... De-abia cum începe emisiunea, stați liniștit. Că vă rog, lasă-ți, vă rog. Îmi rezervați și alte surprize. Nu, acest nu gen. Mai deloc. Bine, nu-i nimic, mă antrenez și eu și sper să... Vedeți că avem și noi probe indubitabile. Deci, v-aș când... repetați întrebarea. Deci, întrebarea era așa, când v-a convins, domnul Ilescu am pus deoparte, personalitatea domnului Emil Constantinescu, când v-ați convins că domnia sa ar putea fi președintele României, un președinte foarte bun? Păi, ca să vă răspund... E un răspuns această tuse? Nu. Mă rog. Nu era nici măcar o tuse semnificativă. Deci, eu, de pe poziția pe care eram, puteam urmări cu destulă liniște și cu destulă detașare evoluția diferiților lideri politici. Și nu vă îndoiți că am cunoscut în timp destui oameni de merit în scena politică românească, după cum am cunoscut destui și din cei care n-au prea lăsat urme decât neconvingătoare. Dacă mă întrebați de data când l-am cunoscut pe domnul Emil Constantinescu... Nu, când v-a convins, așa, nu, știți că nu, nu... Când l-am cunoscut așa și eu, nu, când dumneavoastră l-ați votat pe domnul Emil Constantinescu? Sunteți cetățean. Acum să trenăm, mă trebuie director SRI. Sunteți... Vă rog frumos. Dar a intrat în eu, de exemplu, l-am votat. Dumneavoastră l-ați votat? Să fiți dumneavoastră sănătos cu opiniile dumneavoastră despre modul cum se votează la un moment dat. Dreptul de vot este un secret. Drept avem secret. Avem un telefon, văd că nu vreți să răspund la întrebarea asta, dar o să... A devenit politician. Gata. Bună seara. E pierdut pentru noi. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara, domnul Tucă și invitaților dumneavoastră. Bună seara, Mă numesc Florian Mihalache, sunt din București. Da, domnul Mihalache. Și aș dori, dacă se poate, pentru domnul Măgureanu... Vă rog. ...o întrebare. Dânsul, care a intrat deja pe un tărâm tactic, așa cum declară, aș dori să-l întreb dacă are cunoștință despre o anume fundația a fraților Păunescu, așa. Se pare numită Noua Românie, și dacă are, cam care ar fi legătura dintre aceasta și partidul Noua Românie? Mm-hmm. Asta-i tot? Păi, aștept răspunsul. Vă rog. Deci, domnule Mihalache, vă sunt recunoscător că mi-ați pus această întrebare. Vă răspund net. Există Fundația Noua Românie? Nu cred să fie o fundație a fraților Păunescu și legătura dintre fundație și Partidul Noua Românie pare să fie aceea dintre orice fundație aflată în sprijinul unei anumite mișcări politice, cum se întâmplă și în alte cazuri cu fundații existente referitoare la alte formațiuni politice de la noi din România. Mulțumim, domnul Mihalache, da? Întrebare. Da, oarecum mulțumit. Vă rog. Că... Haideți, stai să termine telespectatorul. Da, vă rog. Dacă sunteți amabil. Vă rog. Nu știu dacă domnul Măgureanu are cunoștință foarte exactă despre acest lucru, bănuiesc că știe totuși. Însă, cred că răspunsul este foarte, foarte evaziv. Iar dacă domnia sa ar dori să... Deci, încă o dată, n-am cunoștință, nu știu ce este evaziv aici, n-am cunoștință de faptul că Fundația Noua Românie și între care fundație și partid există o legătură ca și... Firească? Firească, desigur. Și că această fundație ar fi, ca să spunem așa, proprietatea cuiva anume. Cum, eu am să încerc totuși să vă pun prin mass media, să pun, să zic așa, niște documente prin care să atestăm o legătură a patronilor fundației și probabil a viitorilor patroni a Partidului Noua Românie sau... Da, bun, dacă aveți documente... Clarificarea acestui lucru, inclusiv pe calea documentelor, ne ajută și pe noi. Vă mulțumesc. Bun, mai aveți altceva, domnul Mihalache? Vă mulțumesc suficient. Vă mulțumesc, bună seara. Întrebare, la ultima conferință de presă, domnul președinte Emil Constantinescu a prezentat niște cazuri de corupție care, în viziunea domniei sale, atentau la siguranța națională. Întrebare,
câte din aceste date pe care le-a prezentat domnul președinte Ion Constantinescu au fost oferite de dumneavoastră pe vremea, că ați fost un timp și după noiembrie 1996, director al SRI. Acum la care vă referiți, la aceea cu... Nu, deci la ultima conferință de presă, domnul președinte ne-a prezentat o serie de cazuri de corupție, da, cu multe date, care, în viziunea domniei sale, atentau la siguranța națională. Conform logicii, aceste date atentând la siguranța națională nu puteau fi puse, sau o parte din ele, la dispoziția domnului președinte, decât de Serviciul Român de Informații, în perioada când dumneavoastră ați fost director al SRI după noiembrie 1996. V-am întrebat câtă parte din aceste date au fost oferite dumneavoastră și câte le-a descoperit domnul președinte personal. Nu pot ști exact, cu destulă exactitate, ce surse a mai folosit domnul președinte pentru descoperirea și documentarea acestor cazuri. Dar pot spune că SRI-ul, pe vremea când conduceam această instituție, a contribuit masiv la majoritatea temelor prezentate atunci de domnul președinte în ultima conferință de presă. Sunteți de acord? Sigur, ele sunt de ultimă instanță. Ele sunt probabil mult aduse la zi. Am înțeles. În funcția pe care uitați avut... că eu am plecat de 6 luni de acolo. Am înțeles. În funcția pe care ați avut-o înainte de noiembrie 96, sigur că puteați să știți ce se întâmpla la solventul. Aveți cunoștință că s-a încălcat embargoul, cum a declarat domnul Emil Constantinescu? Deci, în cazul solventul, instituția noastră a prezentat informații tuturor factorilor abilitați prin lege pentru, în legătură cu reactivarea acelei conducte. Era o încălcare a embargoului? După cum ne sunt prezentate lucrurile în presă, era o încălcare... Stați puțin, că era directorul SRI, ce ne luați cu presa cum sunt prezentate? Deci, dumneavoastră ce ați spus ca director al Serviciului Român de Informații? Încă o dată, că acea conductă fusese reactivată și că prin ea se pompa petrol. Bun, asta confirm acest lucru. E clar răspunsul. Eu vreau să ne întoarcem la ceea ce începusem. Nu am vrut nicio secundă să, cum să zic, să fac publicul telespectator să creadă că o mână de oameni care înainte se întâlnea în ilegalitate, după 89 decembrie a luat putere. De ce trebuie să vă preocupe asta? Oricum, teza asta nu are nicio susținere. Pentru, cum v-am spus, pentru istorie, care, dacă nu sunt prea cei care au nu știu ce are de a face istoria cu acest lucru. Ce are de a face? Pentru că n-are nimic de în face. Felul acesta se pot induce, domnul Tucă, ca să ne înțelegem bine unii pe alții, trebuie să și auzim bine ce spune celălalt. Deci, încă o dată, cei care au luat cu adevărat puterea după 89 și care, dintre care unii au avut acces îndelungat la putere în toți acești ani, n-au avut nicio legătură. N-au avut nicio legătură cu grupul amintit. Iar alții au avut. Iar prestația mea ca director al Serviciului Român de Informații 7 ani și mai bine, n-are nicio legătură cu activitatea mea anterioară. Absolut niciuna. Am înțeles, domnul Măgureanu. Vă rog frumos, n-am rugat niciodată pe cineva frumos, am rugat urât până acum. Vă rog să-mi spuneți care sunt cei cu care vă întâlneați înainte de 89. Deci ați revenit la această chestiune. Păi erau oameni de mai mică importanță, era un grup de militari, din care nu lipsea nici chiar generalul, fostul general Gheorghe Ioniță, el însuși, anterior întâlnirilor noastre, ministru al apărării, și generalul Militaru, alți câțiva ofițeri cu grade mai mici, dar de mare importanță în dispozitivele pe care le aveau în primire. Am întâlnit de-a lungul timpului și câțiva șefi de mari unități din raza municipiului București. Gelu Voicam Voiculescu era? Eu nu am avut. Victor Stănculescu? Nici pe domnul Voican, nici pe domnul Stănculescu nu l-am întâlnit Petre anterior. Roma? Nici pe domnul Petre Roma. Dovedește ceea ce spuneați, că nu toți care au ajuns la putere erau un acest. Deci dumneavoastră Ion Iliescu și alții lideri marcați din cei care au ocupat funcții după 89?
dintre aceia prea puțin. Deci, care sunt după, după 89, probabil că sunt deci domnul Iliescu și eu. Care prea puțin atât și, înseamnă? Și generalul militaru pentru o perioadă scurtă cât a durat, cât a bun. În legătură cu fost la conducerea Ministerului Apărării până în 15 februarie 90. În legătură cu procesul Nicolae Ceaușescu, eu am declarația pe bandă înregistrată a unui martor ocular că s-a dus acolo cu, cum să zic, cu ordin precis să fie împușcat Nicolae Ceaușescu. Dumneavoastră știați că va fi împușcat indiferent de, cum să zic, rezultatul acelui simulacru de proces? Știați de acest lucru, sincer? Eu nu știam de deznodământul prezumat al acestui proces. Să știți că pentru începând cu dumneavoastră o să instaurez aici în emisiune acea chestiune, jur să spun pe parcursul întregii emisiuni. Nu e nevoie de jurăminte, domnule. Eu obișnuiesc să nu însăilez nici argumente, nici răspunsuri. Ceea ce v-am spus este strict adevărat. N-aveam cunoștință la plecarea din București despre modul în care urma să se desfășoare acest proces și nici că el urma să se soldeze cu moartea celor doi. Mineriada din 91 a spus umărul la răsturnarea lui Peter Roman? Nu, astea sunt simple speculații. Din informațiile pe care am, ați avut o întâlnire atunci, în zilele acelea fierbinți, cu Peter Roman, Ion Iliescu și alte câteva persoane în care s-a discutat. Cum să nu? Ce se discuta în aceste întâlniri? Anterior sau după mineriada? Nu, anterior. Anterior. Ceea ce se discuta de obicei în raporturile dintre un prim-ministru, un președinte și șeful serviciilor de informații. Noi dădeam informații despre o anume stare de spirit, despre modul în care poate evolua această stare de spirit și despre niște lucruri care, mă rog, s-ar fi putut întâmpla în teritoriu. Nu vă considerați vinovat pentru faptul că minerii au ajuns la București? Domnule, dacă este să răspund foarte tranșant, n-aș avea pentru ce să mă simt vinovat. Dar faptul că acest lucru, ajungerea minerilor în București, de mai multe ori, acum generalizez, și în 90 și în 91, n-a putut fi împiedicat, asta dă o anumită, să spunem, dacă nu vinovăție, răspundere pentru faptul de a nu fi putut controla aceste fenomene. Când minerii, la începutul anului 90, ajunși masă de manevră și intervenția lor în București, pentru că așa se explică și intervențiile lor ulterioare, n-au putut fi împiedicați să o facă. Asta poate și din cauza că serviciile de ordine erau încă prea slabe. Da, Serviciul Român de Informații a transmis unde trebuia acele informații despre mișcările care aveau loc în Valea Jiului? Desigur. Și? Cu multă acuratețe și vreau să vă spun chiar cu orar foarte precis despre cum se întâmplau acele lucruri. Există chiar și înregistrări ale Serviciului Român de Informații cu privire la ce s-a întâmplat. Care a fost reacția guvernanților de atunci? Ați avertizat pe Ion Iliescu și Peter Roman că situația aia este explozivă? Știți ce impresie mi-a făcut în timp această chestiune? Și acum, dacă privesc retrospectiv, așa, cu ochii minții, cum s-ar spune, că totdeauna guvernele au fost depășite de modul în care s-au derulat evenimentele. Mă refer și la guvernul existent în februarie, când au venit, după 18 februarie, sper că vă mai amintiți datele acestea, și ulterior, când ei au pornit-o, când s-au făcut, știu concret și unde, atât la Petroșan cât și la Craiova și pe alt parcurs, încercări de a opri cumva acele garnituri și n-au putut fi niciodată oprite. Întrebare, dacă ați fi acum directorul SRI, ați avertiza guvernul că stă pe o bombă gata să explodeze? În acea privință? Nu, acum, guvernul de acum, l-ați avertiza să fie liniștit, să fie preocupat, vi se pare, mă rog, ca om care ați lucrat la SRI, ca, deja ca politician, ca specialist, ca om realist, credeți că guvernul trebuie avertizat că stă pe o bombă? Sau poate mă înșel, poate nu stă, poate stă. Vă referiți la guvernul actual? La guvernul actual, desigur. Eu cred că
avertizmentele acestea, în măsura în care cineva posedă date, este de datoria lui să le transmită oricărui guvern. În speță, dacă ne referim la guvernul de acum, vă pot spune că există riscul ca, datorită degradării foarte rapide a vieții economice de la noi, nu atât există riscul nu atât ca guvernul să se confrunte cu o explozie socială de proporții. Mie lucrurile acestea astăzi mi se par mai puțin probabile, cât cu o deteriorare atât de, cu urmări atât de ireversibile, încât nimic să nu mai poată fi reparat în viața noastră economică. Și poate că acest lucru, această afirmație ar deschide calea către un nou capitol din discuția noastră, poate mai profitabil pentru perspectiva pe care trebuie să o avem acum asupra ceea ce se întâmplă în România. Pentru că mie îmi face impresia, să mă explic, și cu asta închei, pentru că n-aș vrea să preiau conducerea emisiunii și să-i trezesc gelozii inutile domnului Tuca. Ce se întâmplă acum e un fenomen foarte curios și care probabil n-a avut până acum nota de gravitate pe care o are în prezent. Se produce treptat un clivaj între societate, între diversele categorii sociale aflate în, sub impactul acestei crize economice, de care nu mai scăpăm din 89 încoace, și cei care sunt răspunzători de gestionarea treburilor României. Aici, în legătură cu acest clivaj, văd eu rostul proiectului politic de care v-am vorbit la începutul emisiunii. Guvernul, orice guvern, când este pus să aplice măsuri nu tocmai populare, când este nevoit să aplice, cum se spune, terapia de șoc, va sfârși foarte curând, a intra în penița presei și de a fi apoi, cum să spun, luat în vizor, în mod negativ, și de către opinia publică. Este aproape un reflex. Uitați-vă ce s-a întâmplat în toate țările din jur. La noi acest proces, după părerea mea, încă mai poate fi stopat. Și de aceea consider, răspund încă o dată afirmativ la ceea ce m-ați întrebat, că oricare dintre noi, dacă posedă niște date sau niște analize de pe urma căruia ar rezulta că societatea românească este pândită de asemenea pericole, sigur că trebuie să le facă neîntârziat cunoscute celor deci, în drept să le știe. Deci, ca să rezum așa mai simplit, teza noastră este că la un moment dat vor distruge atât de mult încât nu vom mai avea ce gestiona, da? Să mă înțelegeți bine. Procesul acesta de degradare evidentă a economiei românești nu poate fi atribuită ca răspundere, de pildă, guvernului. A, nu poate fi desolidarizat guvernul de unele răspunderi în legătură cu ceea ce se întâmplă. În legătură cu faptul că la noi încă, după atâta amar de ani, dar nu numai acest guvern, reforma, în loc să aducă un beneficiu populației românești, a semănat. Și vă repet, asta nu este deloc caracteristică guvernului actual, ci aș spune că există o răspundere care ar trebui să fie solidară pentru tot ce s-a întâmplat din 89 încoace, că reforma la noi a luat forma a ceea ce se cheamă, cu o metaforă nu știu cât de potrivită, terapie de șoc, cu o expresie care indică în mod sigur că reforma trebuie demarată, că ea presupune și sacrificii, dar nu lasă niciun fel de șansă pentru succesele, reușitele și eventual beneficiile care ar trebui să se răsfrângă dintr-o asemenea terapie de șoc asupra populației țării. Pentru că, domnilor, reforma trebuie să aibă și o conotație pozitivă și rezultate pozitive, concrete, de la o perioadă la alta. Combateți bine, domnul Măgurean. Spuneți-ne un exemplu din perioada
guvernări. Vă mulțumesc pentru apreciere, mă rog. Dar sper să pot să explic bine în această ocazie ceea ce vreau să spun. Dar o să fiu gelos pe dumneavoastră că deja ați luat conducerea emisiunii. Bun. Știu că de regulă, lasă-mă să spun și eu. Știu că de regulă, asta este șefii serviciilor de informații, sunt oamenii cei mai bine informați privind realitatea. Și că ei transmit și în timpul guvernării Văcăroiu și în timpul guvernării Roman, vreau să-ți transmit diferite informații, semnale de alarmă în perioada respectivă. Dați-mi un exemplu din perioada guvernării Văcăroiu în care un semnal de-al dumneavoastră nu a fost recepționat, să zicem, de Nicolae Văcăroiu, de Ion Iliescu și dumneavoastră vi se pare foarte grav acest lucru. Asupra cărui fenomen ați atras atenția și n-ați fost ascultat sau... Poate nu cu acuitatea necesară în derularea unor cazuri care în timp au produs apoi mari necazuri, mari daune societății românești. De pildă, modul în care s-au rezolvat, de fapt nu s-au rezolvat, ci au terenat în timp acele aspecte legate de flota românească, de pildă, sau de modul în care s-au degradat în timp, și aici nu vreau să fac o răspundere nominală cuiva, unei anume persoane. Veți vedea imediat de ce. Sau modul în care s-a distrus în timp, până la a fi aproape scoasă din funcțiune, o ramură de activitate care altădată aducea mari beneficii României, industria textilă, de pildă. Și modul în care această ramură, care însemna multe locuri de muncă și multe venituri pentru statul român, în timp a devenit aproape indisponibilă, fiind incapabilă să-și folosească resursele de care dispune. Vedeți, toate aceste lucruri nu pot fi puse numai în seama unui sau unor guverne. Ceea ce s-a degradat la noi ireversibil nu poate fi pus, mă refer tot la economie, nu poate fi pus în legătură numai cu spunem așa, un anumit guvern. O anumită politică, fie ea mai mult sau mai puțin coerentă. Am înțeles, explicați. Și nu poate fi pus în legătură numai cu pierderea atât de des invocată a unor piețe de desfacere. Bun, explicați-ne... În legătură cu textilele, de pildă, piețele de desfacere puteau fi menținute, după cum puteau fi foarte bine menținute piețe de desfacere și astăzi există piețe enorme, dacă am avea disponibil, în legătură cu mobila românească, în legătură cu industria alimentară, cu toată gama de produse din acest punct de vedere. Dumneavoastră, când, ca om care știați realitatea din teren, ca și noi gazetarii, da, noi gazetarii scriam, dumneavoastră aveați posibilitatea să informați pe guvernanți. Vă apuca exasperarea uneori când vedeați că nu ajung semnalele realității până la ei? Uneori când, de exemplu, discutam și erau rapoarte ale SRI foarte amănunțite, mergând până la cazuri nominale, cu jafuri care se întâmplau în industrie, de pildă, cu acele, dacă vreți, firme căpușă care abundau și despre care, desigur, s-au făcut informații și apoi guvernanții le-au preluat și au prelucrat unele cazuri publice. Împotriva unora chiar s-au luat măsuri. Dar iarăși sunt nevoit să vă spun că fenomenele erau atât de generalizate încât unii miniștri, unora dintre miniștri, nu le rămânea decât să ridice din umeri, pentru că se constata pe măsura trecerii timpului că nu mai au nicio putere de intervenție. Da. Asupra acelor cazuri. Nu, stați un pic, nu vă dau dreptate. Dumneavoastră transmiteați un semnal, ca și din presă. Eu, problema la care vreau eu să ajung este următoarea. De ce toți guvernanții după 89, inclusiv cei de acum, când primesc semnale, și e limpede că primesc semnale, din presă, din realitate, de la SRI, de la serviciile de informații, de ce sunt momente în care ei sunt orbi și nu le iau în seamă? V-am rugat să-mi explicați. Au fost momente când ei nu le-au luat în seamă?
Și de ce? Explicați-mi că sunteți și filozof. Vedeți, în această privință, iarăși, trebuie nuanțat. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. De fiecare dată, notele acestea erau cât se poate de explicite. De fiecare dată, însă, măsurile n-au fost destul de eficace. Din motivul că anumite structuri economice nu mai țineau pur și simplu de autoritatea guvernului pentru a fi rezolvate cazurile care se puneau. De multe ori au fost, ca și în cazul flotei, situații preluate de la un guvern la altul. Și când, de pildă, s-a ajuns, pentru că primele cazuri grave cu flota, dar s-a spus acest lucru și toată lumea știe, au avut loc chiar la debutul anilor 90. Ce le mai rămânea de făcut celor care au venit după, decât să încerce să stopeze? Ori nici această stopare n-a fost în toate cazurile efectivă. Nu s-a făcut. La cât timp de la ajungerea domnului Emil Constantinescu la Cotroceni ați prezentat dumneavoastră aceste dosare pe care le-ați prezentat tuturor guvernelor anterioare? Raportele acestea au parvenit imediat celor în drept. Imediat ce înseamnă? V-am spus după alegeri. Deci, 17 noiembrie, domnia sa a fost declarat învingător. După alegeri, la câte zile? În decembrie 90, deja, da? În decembrie 96, și mai ales ianuarie 97, lucrurile acestea erau deja la cunoștință. La domnul Emil Constantinescu. La CSAT și, da, desigur, președintelui, în măsura în care s-a interesat. Și atunci de ce președintele nu v-a spus să mai rămâneți în continuare directorul SRI? Nu are nicio legătură asta și oricum rămânerea mea n-a fost condiționată de rezolvarea sau nerezolvarea unora dintre dosare. După cum știți, evoluția mea după 96 a fost sub semnul disponibilității de a părăsi acel loc. Domnul președinte, lucru a fost pe care mulțumit l-am făcut de informația noastră? V-aș ruga să-l întrebați pe dânsul. Da. Nu, în orice caz, în ce mă privește, domnul Cristoiu, nu vreau să, ca să zicem așa, să eludez răspunsul la întrebare. Am încercat întotdeauna să-mi dau partea ce revenea ca răspundere cu promptitudine. În ce măsură domnia sa a fost sau nu mulțumit, acest lucru poate fi chiar întrebat. Vă mulțumesc. Nu și-a manifestat vreodată nemulțumirea cu privire la prestația mea. Urmărim momentul publicitar, după aceea vom continua discuția cu un telefon al domnului Cerveni, care se află deja la capătul celălalt al firului, și după aceea v-aș ruga, domnule Măgăran, domnule Cristoiu, să vorbim puțin de prezent, de măsurile care au fost luate de, sunteți politicieni de acum, care au fost luate de guvernul Ciorbea din noiembrie 96 încoace și cum le comentați dumneavoastră ca politician. Publicitate întâi. Milionarii de la miezul nopții continuă. Se pune și o întrebare, domnule. Îl avem pe domnul Cerveni, după aceea vă rog pe dumneavoastră. Bună seara, domnul Cerveni. Seara, domnul. Vă ascultăm, seara, domnul Cerveni, nu dormiți nici în noaptea asta. Vă ascultăm. Domnul Tuca. Da. Pregătisem mai multe întrebări, dar cum domnul Greanu am impresia că nu se poate, nu poate folosi logica formală, eu o să rog totuși la întrebările mele scurte să folosească logica formală și nu logica materială dialectică. Întârziem foarte mult la televizor și așa e târziu. Și aș vrea să-i pun, avem mai multe, numai trei întrebări. Vă rog. Prima întrebare. S-a situat în partidul în care a intrat la centru. Și l-aș întreba pe domnul Măgureanu, ca un om politic deosebit, eu recunosc acest lucru, știi, fiindcă în peșicherul politic național este o confuzie teribilă între așezarea la stânga, la dreapta sau la centru anumitor partide politice. Care este criteriul după care acest partid, criteriul indubitabil după care acest partid s-a situat în centru peșicherul politic? Asta ar fi prima întrebare. Uh-huh. A doua întrebare, la o emisiune televizată, domnul Brucan, nu cu sinceritate, cu cinism a spus că în momentul când s-a instituit procesul lui Ceaușescu, toată lumea știa că va fi omorât, că va fi condamnat.
încât mie mi-e foarte greu să cred, dar nu pot să-l contrazic pe domnul Gureanu, că dumneavoastră ați acolo ca un novice, ca un stagiar și habar n-avea ce se întâmplă acolo. Da, să zicem că era așa. Retrospectiv văzând lucrurile, omorârea sau asasinarea lui Ceaușescu, că asta a fost, dacă îl privim după poziție juridică, asasinarea lui Ceaușescu, se justifică din punct de vedere al intereselor acestei țări sau se explică prin interesul imediat al politicii instituției după decembrie 1989? Da. Și a treia întrebare? Iertați-mă, ultima parte a întrebării, dacă ați fi bun să o repetați. Spuneam așa, domnul. Numai ultima frază. Sau se explică din punct de vedere al intereselor puterii instituite după decembrie 1989? Și a treia întrebare, da, cu experiența pe care o aveți și cunoscând istoria ultimilor 45 de ani de regim comunist, dumneavoastră concepeți că putea fi trimis în străinătate, fie la studii, fie într-o misiune, dar mai ales la studii și cu o anumită misiune, un om care nu era în slujba fie a securității, fie a regimului de informații din țara respectivă, respectiv mă refer la domnul Iliescu. Domnul Iliescu, eu vă spun că nu am niciun resentiment pe domnul Iliescu. Dumnezeu a negat cu ostentație că ar fi fost în slujba fie a securității, fie a KGB-ului. Și eu acum vă întreb pe dumneavoastră, concepeți dumneavoastră că acum sunteți un om politic de mare responsabilitate? Până acum făceați politică, dar ca specialist într-un domeniu. Dumneavoastră concepeți că era posibil trimiterea în străinătate a unui om din România de talia domnului Iliescu la data aceea să studieze la Moscova sau unde a studiat la Leningrad, fără ca să fie în slujba ca informație la securitate sau la KGB? Asta este întrebarea. Aveam mai multe, dar o să vă promit că o să vă întâlnesc în mod neapărat să stăm de vorbă. De două ori am făcut tentativa să vorbim, odată la CPUN și nu știu ce s-a întâmplat că n-am vorbit, și a doua oară la sărbătorirea domnului fostului mare un politic Coposu cu ocazia Legiunii de Onoare pe care a primit-o prin ambasadorul francez. Vă mulțumesc pentru întrebări, domnul Cerveni. Bună seara. Domnule Măgureanu, vă rog să răspundeți. Cu îngăduința dumneavoastră voi fi foarte lapidar în aceste răspunsuri. Profit de promisiunea pe care ați făcut-o că vom sta de vorbă împreună. Deci, la prima întrebare, am dezvoltat deja tema comunitarismului, care ar situa miezul doctrinei acestui partid la centru, adică la dreapta situându-se doctrinele liberaliste, iar la stânga, în schematic vorbind, cele ale fostei doctrine comuniste, marxiste. Dar nu acesta este singurul motiv pentru care aș situa la centru doctrina acestui partid, ci și faptul testabil de altfel și cu trimitere la viitorul României că în devenirea noastră economică pe care o vedem în cele din urmă, dincolo de criza economică, în dinamica economică, în progresul nostru economic, clasa cea mai numeroasă va fi clasa mijlocie. Și acestei clase se adresează doctrina acestui partid. Acestea sunt două dintre argumente. Nu sunt nici pe departe singurele, asta ar însemna să fac o trimitere prea largă la ideologia acestui partid. Punctul 2. Când s-a configurat hotărârea ca să se țină tribunalul de la Târgoviște, lucrurile au fost privite din perspectiva interesului național. Pe atunci, restrâns la situația dramatică din țară, în care s-a spus că grupuri numeroase teroriste acționează din ordinul fostului regim și că dacă nu va fi prins și judecat Ceaușescu,
această stare de dezordine și de anarhie poate continua și chiar se poate agrava. Mi-este greu să judec acum dacă grupul de la putere a avut interese specifice sau era chiar interesul național. Cert este că după această execuție sumară s-a ajuns la situația în care s-a putut echilibra intern, evenimentele interne s-au putut echilibra la noi. Nu sunt absolut deloc sigur că numai execuția capitală a soților Ceaușescu a determinat acest lucru, ci faptul că societatea românească și-a găsit echilibrul la, după mai bine de 3 săptămâni de fenomene, care, dintre care unele au degenerat grav, soldându-se cu atâția morți și răniți. Punctul 3. Domnule Cerveni, am cunoștință că în anii 50, numeroși tineri din România, unii dintre ei extrem de capabili și care au devenit nume ilustre în toate ramurile economiei și culturii românești, au fost la studii la Moscova, așa cum de pildă astăzi se pleacă la studii în Occident pentru a ocupa un loc proeminent în societatea românească. Nu vreau să fac o analogie forțată între cele două situații, dar vreau să atrag atenția și cu aceasta răspund și în fața opiniei publice de la noi, că numeroși tineri care au plecat acolo și care s-au întors făcând cariere strălucite, fără concursul factorilor de influență externi, cei sovietici de pildă, n-au avut nicio legătură cu serviciile de informații sau, în mod explicit, cu KGB-ul. N-au avut. În ce-l privește pe domnul Ion Iliescu, cel puțin din probele pe care eu le-am avut, și cred că am avut asemenea probe, nimic nu certifică legătura sa cu aceste organe. Să nu înțelegeți aceasta... Ce probe ați avut? Păi, desigur, era vorba de perioada respectivă și de dosarele care existau și în legătură cu care a trebuit să răspund și eu acuzațiilor care s-au adus. Spuneți-mi, câți colaboratori ai securității se află în Parlamentul României, în Guvernul României? Ați avut toate dosarele pe mână. Domnule Tucă, o asemenea întrebare cred că trece mult dincolo de ce putem noi rezolva aici în seara asta. Dar noi nu ne-am propus să rezolvăm nimic, domnule Măgură. Ne-am propus să discutăm deschis și liber. Aș putea chiar spune că nici n-am auzit întrebarea dumneavoastră. Am înțeles. Câtă vreme eu n-am venit aici cu rafturi de dosare în minte ca să vă pot spune dacă există sau nu colaboratori în instituțiile statului, nici nu mă hazardez să răspund. Explicați-ne și nouă în această perioadă cuvântul accesul la dosarele, adică sintagma aceasta, accesul la dosarele securității a ajuns să exaspereze, cred că, o națiune. Spuneți-ne și nouă ce este un dosar al securității. Eu, de exemplu, am dosar? Nu asta spune. Ce este un dosar? Accesul cetățenilor la dosarele forței securității. Cine are dosare? Ce conține un dosar? Că nimeni n-a explicat, noi ne tot bâlbâim aici de vreo 2-3 luni. Aici noi vorbim de acelea despre care s-a făcut de atâtea ori referire în mod public. Da, de câte domnul senator Ticu Dumitescu. Așa numitele dosare de urmărire informativă, din care am avut și eu, probabil că și dumneavoastră, după câte mi-aduc aminte din cartea aceea albă a scriitorilor, erați menționat acolo. Da, băteam, nu știu ce spuneam eu, nici o prostie la în telefon. În fine, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Toate persoanele care prezentau un potențial pericol pentru fostul regim, și din păcate erau foarte numeroase, țineți cont că ne referim la un regim totalitar în care represiunea și urmărirea cu efecte represive asupra individului erau lucruri foarte generalizate. Deci li se deschidea fiecăruia care era urmărit. Am văzut și eu din Cartea Albă a Securității un dosar, da? Deci prima constatare pe care nu o știe nimeni, adică sau puțin lumea realizează, nu toți cetățenii României au un dosar la securitate, da? Numai cei urmăriți, da?
Păi nu că așa ne-a sacreat imaginea. Numai cei urmăriți de securitate puteau avea dosarul acesta, dosar de urmărire informativă, cum mi se spunea. Deci nu se poate vorbi de accesul cetățenilor României la propriul dosar, pentru că unii nu-l au, da? Unii nu-l au, într-adevăr. Care unii? Marea majoritate. Dar, nu erau marea majoritate urmăriți. Se deschidea... Nu, care nu-l aveau, care nu-l aveau. Care nu-l aveau. Da. Deci, ca să fiu foarte limpede în această privință, accesul românilor care au făcut obiectul urmăririi din partea securității ar trebui imediat asigurat printr-o lege care ar trebui adoptată în regim de urgență. Domnul profesor, stai să ne lămurim un lucru. Se tot vorbește în de România accesul oamenilor la dosarul de securitate. De unde s-a înțeles că fiecare... La dosar de securitate. Ca și când fiecare cetățean al acestei țări ar avea dosar de securitate. Spuneți dumneavoastră, ca să nu o spunem noi, că marea majoritate a cetățenilor nu au fost obiectul urmărilor pe care le-a desfășurat Serviciul Român, Fosta Securitate. N-am de adăugat nimic la afirmația dumneavoastră. Am zis perfect. Este exactă. Bun. Spuneți-mi, la cât credeți că este, la cât se ridică numărul dosarelor celor care au fost urmăriți de securitate? E mare, e mic? Cu toate că a spus că sunt destui. Poate să că... fie un număr apreciabil de mare, poate chiar peste un milion în timp. Uh-huh. Unele dintre ele însă au fost distruse, nu s-au păstrat toate. Din ce an până în ce an? În perioada celor 50 de ani. Deci pe toată perioada, pe da? Toată perioada. Uh-huh. E un număr destul de relevant. Deci oricum, circa un milion de dosare, din care multe s-au distrus. Unele dintre ele, da, chiar din ordine. Și microfilmele? Microfilmele există, sunt intacte. Deci nu au fost ale distruse. Tuturor acestor dosare, nu? Cred că nu. Păi, dacă există microfilme, foarte bine se pot face și dosarele. Desigur, unele dintre ele pot fi recunoscute. Deci dacă legea, domnule senator Ticu Dumitrescu, se aplică, primul lucru va fi că X, Ion Popescu, se va duce și vă spune, dați-mi propriul dosar. Și îi se va răspunde, nu are, da? Spuneți-mi, în ce constă un dosar? Nu ați văzut, eu n-am. De urmărire. Așa, are o, niște coperți, că nu vorbesc serios, nimeni n-a arătat la televizor, doar să nu realizați că se discută în această țară despre un lucru pe care nimeni nu l-a arătat la televizor. Dom'le, cam așa arată. Are o... Dosarele acelea erau în principal compuse din note informative și notele cum și era arăta, chiar un dosar. Și cum arăta, da, era un dosar în care pe o perioadă delimitată de timp, eu de pildă am avut dosar pentru ultimii 10 ani, aproximativ. Da, am văzut și cartea, care era... și Manulescu avea, se deschidea un dosar la ordine. Da, desigur, da. Desigur. Și existau apoi... probe care dovedeau ceea ce e în dosar, benzi magnetice, fotografii, ceva de lucruri de genul ăsta? Existau și anexe la dosare care puteau consta și din microfilme și din benzi, înregistrări de tot felul. Da, într-adevăr. Toate acestea însoțeau dosarul. Bun. Pe ce bază Fosta Securitate? Eu am văzut în Cartea Alba Securității și vreau să vă felicit aici, indiferent de toate criticile care s-au adus pentru această inițiativă, ca om care sunt obsedat de documente. Mă rog, poate sunt imperfecte, poate nu sunt toate, dar oricum e o contribuție și chiar pentru mine, ca istorie literară, am recunoscut că au fost, am și un eseu în viitoarea carte, Contribuția Securității la dezvoltarea istoriei literaturii române, pentru că foarte multe lucruri le-am aflat din această carte Alba Securității. Am văzut de acolo că se dădea un ordin de deschidere a dosarului de urmărire. Am văzut în cazul Nicolae Manolescu, dacă nu mă înșel, Paler, mai mulți. Pe ce bază se dădea ordinul ăsta care ați văzut dosarele? Adică ce i-a apucat pe aia de la securitate? Cine dădea ordin și de ce? Informatorii. Desigur că fiecare persoană care dădea semne cât de cât de dizidență față de fostul regim intra imediat în atenție. Sau de recalcitranță față de fostul regim. Iar ordinele se dădeau în funcție de eșaloanele la care parveneau datele respective. Desigur că cel care coordona un anumit sector, din cadrul căruia, că totul era pe sectoare și pe domenii, cultura, de exemplu, sau persoanele din domeniul, știu eu, economic sau din alte domenii, cum erau ele organizate atunci. Și ordinele specifice cu privire la urmărirea unei persoane sau alteia se dădea de către cel care coordona sectorul respectiv. Este foarte interesant următorul lucru, iertați-mă, că vreau să clarific un lucru care nu s-a clarificat telespectatorilor și cititorilor.
Am văzut, de exemplu, în Cartea Alba Securității, notele informative în legătură cu oamenii infiltrați în PNC, în 1945. Acolo nu se spunea niciun nume. Se spunea așa, sursa L sau sursa M, sursa Păru. Nu niciodată. Deci, un dosar de urmărire al lui X, să spunem, Nicolae Manolescu, conține și numele real al informatorilor, să spunem numai sursa X transmite. Și să știe cine numele... e această sursă. Nu, dar în dosarul ăsta. În dosarul de urmărire informativă, niciodată sursa nu este enunțată explicit. Păi și de unde știe? De regulă se folosesc numai și de unde știe nume de cod. Unul dintre cei, de unde știu cei care au fost urmăriți și ne-a turnat? Că practic asta se vrea a se afla. Nu e foarte important. Listele acestea cu informatorii și reconstituirea unora care au fost informatori fac obiectul altor dosare. După cum s-a văzut, cei care erau informatori ai securității aveau dosare separate, distincte de cele de care... Deși informatorul avea un dosar. Desigur. Spuneți-ne și nouă ce conținea un dosar de informator ca să delimităm. Păi, deci unul, informatorul era plătit... Piese, data la care a fost recrutat. Momentul în care a fost recrutat, ce sarcini s-au dat, către cine a fost dirijat, ce piese a adus el la dosarul în cauză... Se plăteau informațiile astea? Unele, da. Există chitanțe la dosar? Uneori da, erau anexate și chitanțe. Oameni dar serioși. Dar nu în toate cazurile. Nu, spuneți-mi cum află Ion Cristoiu și așa mai departe că a fost turnat, de cum află de cine a fost turnat? Potrivit dosarului personal nu pot să aflu. Cred că dosarul personal nu ajută la mare lucru în această privință. Deci decât dacă da? Acel dosar personal conține, să spunem, manuscrise, chiar manuscrise care au fost cândva elaborate de către cel care și prin recunoașterea scrisului sau prin alte expertize. Ce manuscrise? Deci erau note informative. A, notele informative scrise, să recunoască scris. Unele dintre ele puteau fi scrise de mână. De ce, se face atunci atâta tapaj pentru accesul la propriul dosar de securitate? Pentru că există riscul să nu știi cine te-a turnat, să nu vezi decât că te-a turnat cineva ce ai făcut tu vineri în anul 1987 și așa mai departe. Da. Deci există acest risc, într-adevăr, ca să nu poți niciodată reconstitui cine este cel care te-a urmărit. Și atunci la ce bun accesul la dosarul tău de securitate? Să-ți aduci aminte ce ai făcut pe vremea? Eu cred că totuși accesul la dosarul propriu este foarte legitim. Și de acord cu dumneavoastră. Oferă cetățeanului. Ce ofer? Cel puțin celui care a făcut obiectul urmăririi. Așa. Certitudinea cu privire la, în sfârșit, modul în care era urmărit și ce anume aspecte din activitatea lui au interesat atunci. Nu este chiar de lepădat asemenea certitudine. Dacă nu există sau există riscul, să nu spun că există posibilitate, există riscul să nu afli niciodată cine te-a turnat, la ce bun să mai deschizi acest dosar al tău făcut de securitate? Domnule Tucă, în mod sigur și cu asta cred că putem încheia răspunsul meu pe care îl pot da eu. Da. Numai atât. Deci, în mod sigur, dosarul de urmărire informativă nu poate arunca o lumină exactă asupra informatorilor care... Și poate că într-un anume fel e și mai bine așa. Poate că e mai bine. Și atunci. Dar în Germania în Germania de răsărit au fost cazuri în care din dosar s-au putut reconstitui din cercul intim cei care am văzut că mi-a spus și mie un scriitor după ce a apărut o notă informativă în Cartea Albă Securității că și-a dat seama că numai X care putea să nu știu ce. Deci aici sunt o categorie din, și chiar din cunoașterea anumitor circumstanțe în care cetățeanul a fost urmărit. Dosarul ăsta este extrem de... Ați spus că ați recunoscut scrisul la cei care v-au turnat. Cine v-a turnat? Da, am avut... Am văzut, de exemplu, în Cartea Alba Securității notele informative în legătură cu oamenii infiltrați în PNC în 1945. Acolo nu se spunea niciun nume. Se spunea așa, sursa L sau sursa M, sursa Păru. Nu niciodată. Deci, un dosar de urmărire al lui X, să spunem, Nicolae Manolescu, conține și numele real al informatorilor, să spunem numai
Sursa X transmite. Și să știe cine numele... această sursă. Nu, dar în dosarul ăsta. Dosarul de urmărire informativă niciodată sursa nu este enunțată explicit. Păi și de unde știe? De regulă se folosesc numai și de unde știe... nume de cod. Unul dintre cei, de unde știu cei care au fost urmăriți și ne-a turnat? Că practic asta se vrea a se afla. Nu e foarte important. Listele acestea cu informatorii și reconstituirea unora care au fost informatori fac obiectul altor dosare. Așa. După cum s-a văzut, cei care erau informatori ai securității aveau dosare separate, distincte de cele de care... Deși informatorul avea un dosar. Desigur. Spuneți-ne și nouă ce conținea un dosar de informator ca să delimităm. Păi, deci unul, informator era plătit? Câteva piese. Momentul în care a fost recrutat, ce sarcini s-au dat, către cine a fost dirijat, ce piese a adus el la dosarul în cauză. Se plăteau informațiile astea? Unele, da. Există chitanțe la dosar? Uneori da, erau anexate și chitanțe. Dar nu în toate cazurile. Nu, spuneți-mi cum află Ion Cristoiu și așa mai departe că a fost turnat, cum află de cine a fost turnat? Potrivit dosarului personal nu pot să aflu. Cred că dosarul personal nu ajută la mare lucru în această privință. Deci decât dacă acel dosar personal conține, să spunem, manuscrise, chiar manuscrise care au fost cândva elaborate de către cel care și prin recunoașterea scrisului sau prin alte expertize. Ce manuscrise? Deci erau note informative. Notele informative scrise, să recunoască scris. Unele dintre ele puteau fi scrise de mână. De ce se face atunci atâta tapaj pentru accesul la propriul dosar de securitate? Pentru că există riscul să nu știi cine te-a tunat, să nu vezi decât că te-a tunat cineva ce ai făcut tu vineri în anul 1987 și așa mai departe. Da. Deci există acest risc, într-adevăr, ca să nu poți niciodată reconstitui cine este cel care te-a urmărit. Și atunci la ce bun accesul la dosarul tău de securitate? Să-ți aduci aminte ce ai făcut pe vremea? Eu cred că totuși accesul la dosarul propriu este foarte legitim și de acord cu dumneavoastră. Oferă cetățeanului ce ofer? Cel puțin celui care a făcut obiectul urmăririi certitudinea cu privire la, în sfârșit, modul în care era urmărit și ce anume aspecte din activitatea lui au interesat atunci. Nu este chiar de lepădat o asemenea certitudine. Dacă nu există sau există riscul, să nu spun că există posibilitate, există riscul să nu afli niciodată cine te-a turnat, la ce bun să mai deschizi acest dosar al tău făcut de securitate. Domnule Tucă, în mod sigur, și cu asta cred că putem încheia răspunsul meu, pe care îl pot da eu. Da. Numai atât. Deci, în mod sigur, dosarul de urmărire informativă nu poate arunca o lumină exactă asupra informatorilor care... poate că într-un anume fel e și mai bine așa. Poate că e mai bine. Și atunci... Dar în Germania, în Germania de răsărit au fost cazuri în care din dosar s-au putut reconstitui din cercul intim cei care... Da, am văzut că mi-a spus și mie un scriitor după ce a apărut o notă informativă în Cartea Albă Securității că și-a dat seama că numai X care... Putea să nu știu ce. Deci aici sunt o categorie din, și chiar din cunoașterea anumitor circumstanțe în care cetățeanul a fost urmărit. Dosarul ăsta este extrem de... Ați spus că ați recunoscut scrisul la cei care v-au turnat. Cine v-a turnat? Da, am avut un caz mai aparte eu. Cel care m-a turnat pe mine, între altele, la securitate și am văzut și anexe bonurile prin care fusese plăt, chitanțele respective, a fost, din păcate, o mare surpriză și o mare dezamăgire pentru mine, fostul lider unul dintre foștii lideri ai minerilor din 77, Costică Dobre. Acesta m-a turnat și aș putea spune că m-a direct generalului Macri. O curiozitate. Numai pentru că el era informatorul acestora la direcția economică de atunci. El este cel care... Și alții? De alții nu știu. Ce nu știți?
că m-ar fi turnat. Deci era un asemenea dosar. Dar m-ați întrebat, v-am dat un nume. Deci informările sunt scrise de mâna informatorului? Curios este că acest Dobre, după ce am avut o discuție personală cu el în 85, mi-a comunicat că discuția noastră, deși lucrul acesta a avut loc între patru ochi, a fost înregistrat. Nu, a venit să-mi spună că Macri deja cunoaște. Și doar chiar a ținut să protesteze. Doar nu mă crezi pe mine în stare de mizerie. Atunci n-am știut ce să cred. Informările acestea, iertați-mă, de la dosar, sunt bătute la mașină sau sunt scrise de mâna informatorului? Unele din ele sunt bătute la mașină, dar unele sunt scrise. Cele mai fără a se da numele. Da. Fără îndoială este nume de cod. Unde se află aceste dosare în momentul ăsta? În arhivă. Sunt toate microfilmate? Deci au duplicat sub formă de microfilm. S-a pierdut ceva în ultimii 50 de ani încoace? S-au ars microfilme? Sau există toate aceste microfilme? După cum știți, cu prilejul evenimentelor din 89, multe dintre aceste dosare au fost distruse. Dosare. Dar nu și duplicatele lor. Uh-huh. Și acestea, microfilmele există. Au fost personalități care nu au dosar? Care în decembrie 89, după decembrie 89, le-au dispărut dosarul brusc? Nu duplicatul, că am înțeles. De ce? Am impresia că vă pufnește râsul. Nu, pur și simplu mi-aduc aminte că am vrut să-mi văd dosarul și nu mi-au putut prezenta decât niște foi disparate. Între timp, dosarul care trebuie să fi fost foarte consistent, dispăruse. Bun. Și, din păcate, același lucru îl pot spune și în legătură. Există, deci, dosar Ion Iliescu. Și dosarul Ion Iliescu a ars? Da. Nu știm. Deci, oricum, dosarul acela n-a putut fi regăsit. Nu, mie mi-au adus de la direcția economică câteva file disparate pe care le posed și acum, care conțineau și fișe de filaj, și microfilme, și reproduceri după convorbiri telefonice, și câteva fotografii tot ale filajului, dar care... Și nu l-ați completat dosarul după microfilme? Păi nu, microfilme. Filmele, cum după care s-au făcut anumite fotografii. Sper că nu spunea de nimic de faptul că sper că n-ați găsit dosarul ăla nică legătură, că eu vă inundam. Nu, puteți sta liniștit, nu v-am reclamat la securitate că m-ați inundat. Nu, dar poate informatorul nota. Aseară a fost Virgil Măgureanu inundat, a avut scandal. Domnul Măgureanu, lămuriți-mă că n-am înțeles. Dumneavoastră vi s-au prezentat din dosar doar câteva file, da? Da, atât cât mai rămăsese de el, dar nu cred că era dosarul propriu-zis, ci erau pur și simplu numai niște file disparate. Și n-ați putut să, pe baza microfilmelor, n-ați putut să refaceți tot dosarul dumneavoastră? N-am avut microfilmele la îndemână. Și acolo unde trebuia să fie duplicatul, de asemenea s-a operat. Adică pur și simplu au dispărut. Păi ziceați că n-a dispărut nimic până acum. Cred că din microfilme, vreau să vă spun că acele dosare care în mod special au fost făcute să dispară, așa, acelea cred că s-au operat. Altă explicație nu am de vreme. Și la duplicate? Și la... Ziceați mai devreme că nu s-a... Vedeți, dumneavoastră... Eu nu mai văd nimic, sau nu mai înțeleg nimic. Ar trebui să înțelegeți. Eu nu prea reușit să mă faceți. Eu ajunsesem șeful noului serviciu de informații. Eu am fost cel care m-am identificat și cu construirea unui serviciu nou. Acela care este acum. Așa este. Nu altul, domnilor. Acela care există astăzi. Și că am trebuit să procedez la epurări masive. În timp cei care aveau ce să ascundă sau care probabil altă dată m-au urmărit, au avut grijă să facă să dispară niște probe împotriva lor. Și cred că acesta este principalul motiv pentru care, de pildă, nici dosarul de la Focșani pe care l-am avut și din care nu posed de asemenea decât câteva file, n-am ajuns niciodată să-l pot vedea. Nu știu nici măcar cine era acela dintre... Și eu de duplicate. Nu. Și duplicatele? Duplicatele, și la duplicate s-a lucrat? În mod cert, de vreme ce cerând, că eu nu m-am dus personal acolo, nu mi s-au putut aduce niciodată duplicate. Dosarul lui Ion Iliescu. Este același lucru. Și la duplicat s-a umblat? Da, și la duplicat. Alt dosar care mai este, la Petre Roman. De fapt, vreau să vă spun... S-a umblat la dosarul Petre Roman? Cunosc, dar asta din motivul că acele persoane între timp au decedat, cunosc chiar cazuri de persoane care au avut grijă să-și retragă ele dosarele de acolo, dar despre morți, numai de bine. Însă
au fost câteva dosare despre care eu știu bine că au dispărut numai pentru că între timp persoanele respective, între care și eu, au avut au ajuns în posturi. Dar cum au dispărut aceste dosare? De la arhivă de acolo. Cum se intră într-un arhivă și să iei dosarul? Și microfilmele, și duplicatul? Vă reamintesc că în perioada decembrie 89, da, martie acea... 90, a fost o chestiune, nu numai că s-a făcut și transferul unor serii de arhive, fiind duse cu camionul încoace și încolo, până când s-au putut pune sub cheie și inventaria, după știința mea, peste 100.000 de dosare au dispărut cu totul. Și duplicatele? Dar asta neînsemnând că duplicatele lor nu există. La unele. Eu v-am spus numai cazuri speciale, deci părerea mea e că la majoritatea duplicatele sunt intacte. Bun. Întrebare. Ca să ne lămuriți, să ajungem la cazul Severin, că eu cred că cam asta este. Într-un dosar de urmărire, nu mă refer la informatori, există în notele de filaj, în informările făcute... Delațiuni. Nu. Ideea că X este urmărit pentru că e agent KGB, să zicem, și atunci acea urmărire, deci acea bănuială a securității, să spunem, poate servi acum ideea că X a fost agent KGB sau ce, nu știu, Mossad înainte? Pentru cazurile deosebite existau dosaruri din care se putea deduce exact care era preocuparea individului și cu ce s-a și în ce perioadă. Și nu putea presupune la un moment dat individul respectiv de cel care are dosarul, e personalitatea, cum să presupunem, un lider politic, vorba domnului Adrian Severin sau director de ziare, are într-un dosar din acesta că a fost urmărit ca agent, să zicem, ca KGB. El poate să spună următorul, că securitatea avea fantezii. Nu e adevărat. Poate să spun asta? Nu cred. De ce? În fața unor asemenea probe care sunt strânse în de ce? Ani de zile, probele? Cum să nu existe? Păi e vorba de lucrările acestea ale diviziunii de contraspionaj de regulă, care era și atunci. S-a întâlnit cu cutare la ambasada cutare. Uh-huh. Nu e vorba numai de atât. Păi eu știu cum am făcut eu de aia, dar cum e? Uh-huh. vă știți propriile... Bun. Propriile ce? Propriile acțiuni. Deci în afara acestor dosare există... Domnul Tucă, da, ați binevoit să glumiți aici, atunci haideți să glumim. Dar oricum, deci... Eu nu mi-explic cum a dispărut dosarul lui Ion Iliescu și lui Virgil Măguran. Nu înțeleg. De ce să vă ia dosarele dumneavoastră? Simplu, ca să nu ne cadă în mâini și să putem reconstitui cine au fost cei implicați în această chestie. Care v-au turnat. Dar, domnul Tucă, da, problema trebuie puțin disociată. Deci sunt persoane care au avut complicitate cu fostele organe de informații sovietice. Acelea, după cum știți, făceau obiectul unei urmăriri din partea unei unități speciale ale fostei securități și care unitate a avut în timp destul... Contraspionaj. Contraspionajul, desigur, dar era o unitate specială de contraspionaj care a avut în grijă dosare deosebit de delicate. Aceste dosare se află acum în arhiva SRI sau SIE? Unele sunt, majoritatea dintre ele sunt la SRI. Deci se poate presupune, sunt la SRI, că cei care lucrează la SRI, inclusiv noastră, știți că anumiți oameni au fost urmăriți, precizez, nu că au și fost, da, sub acuzația de agent. Da. Există asemenea legătură cu... Dacă au fost urmăriți, înseamnă că au și fost, că au fost agenți sau că au fost... Nu toți. O parte măcar. Oricum, în legătură cu unii existau suspiciuni și în legătură cu unii... Suspiciunile astea le știți? Acele suspiciuni le-au și... Ați auzit ce a întrebat domnul Cristian, dacă știți aceste suspiciuni? Le știți? Da. Sunt și unele le știu. Au planat și deasupra directorului de ziare? Nu mi-aduc aminte de un asemenea lucru. Pur și simplu nu mi-aduc aminte. Asupra politicienilor? Asupra unora dintre actualii directori de ziare. Da, da. La asta vă refer. Da. Nu mi-aduc aminte. Asupra politicienilor? Asupra unora dintre politicienii de azi.
Exact. De asemenea, nu posed certitudine în această privință. Dar incertitudini? Incertitudini pot fi oricâte, depinde cum pe ce parte vrei să te plasezi. Păi că nu posedați certitudini, dar ceva posedați. Domnul Tuca, să fiu foarte clar, nu am avut cunoștință de cazuri în care actuali politicieni, directori de ziare sau lideri de partid, dintre actualii, să fi fost agenți sovietici. Sau măcar sovietici, în slujba unor servicii sau străini. În slujba unora dintre serviciile. Lăsați puțin, dumneavoastră ca directorul al Serviciului Român de Informații. Deci de la începutul emisiunii că acest lucru. Nu, stați că nu scăpați așa ușor. Dumneavoastră ca directorul al Serviciului Român de Informații, n-ați fost curios să aflați dacă directorii presei din România, directorii principalilor cotidiane, sunt agenții unor puteri străine sau directorii partidelor? Mie mi se pare un lucru elementar, eu dacă eram, să verific acest lucru. Imaginați-vă că am avut această curiozitate în timp, numai în măsura în care diferite persoane puteau deveni interesante sub acest aspect. Așa. Ei bine, nu am avut cunoștință de cazuri certe pe această temă. Și atunci de unde are informațiile domnul Severin, domnul Măguran? Întrebați-l pe domnul Severin. L-am întrebat odată. Răspundeți-mi dumneavoastră, că n-a vrut să-mi răspund. Eu nu vă pot răspunde în locul lui. Păi nu, de unde lui. Ar fi... Haideți să vă întrebați. Nu cunosc natura probelor pe care el de le-a... De unde ar fi putut... Ori o intoxicație a spus al serviciilor străine din afară, ori probe ale serviciilor din afară, fără a fi intoxicare. Da, asta am spus-o. De câte ori mi-ați ascultat telefonul? N-am ascultat telefonul dumneavoastră. Nu dumneavoastră. De câte ori ați pus sub urmărire, sub ascultare telefonul meu? Comandat de la parchet. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu erați interesant. Bun. De ce ați ascultat de la Academia? Că ați avem cu și alții... Nu s-a ascultat la Academia ca să avem cu telefonul și vreau să vă spun că multe dintre cazurile care au explodat atunci în presă au fost din adins făcute ca să ne pună în dificultate. Cine? Capitanul Bucur le-a făcut din adins? Au fost făcute... Înregistrările? Vreau să vă spun... De cine au fost făcute? De ofițerii dumneavoastră? Înregistrări, unele dintre acele înregistrări au fost din adins puse la cale, n-aveau nicio relevanță în ce privește siguranța națională. De către cine au fost puse la cale? Cazul în sine este foarte curios. Deci știu bine de câteva dintre ele, n-are rost să discutăm acum cazul Bucur, care au fost pur și simplu măsluite. Și de vreme ce domnul Bucur le-a aruncat împotriva noastră, dânsul trebuie să știe cine le-a măsluit. Eu asta am considerat... Păi nu mă interesează cine le-a înregistrat și la ordinul cui, nu dacă au fost măsluite sau nu. Deci, modul în care au ajuns la presă aceste cazuri, cu înregistrările ce s-au făcut și care n-aveau nicio relevanță privind siguranța națională, arătau că în niciun caz înregistrările nu puteau veni de la unitatea de linie interesată. Ci acele înregistrări erau pur și simplu simple măsluiri, cum a fost cazul cu celebru, cu femeia de serviciu de la Academia Cațavencu, pentru ca să putem arunca în ridicol activitatea organelor de informații și să arătăm cum ascultăm fără mandat. Nu fugiți de întrebare, domnul Măguran. Nu s-a putut, încă o dată. Așa. N-am fugit deloc de întrebare. Așa. După cum cred că n-am fugit de nicio întrebare în seara. Cel puțin așa îmi fac eu impresia acum. Așa. În finalul emisiunii. Că... Care final? Că de-abia acum începem. E foarte în ordine. Putem să continuăm până dimineață. De altfel, suntem aproape către dimineață. Vreau să vă spun că n-au fost ascultări fără mandat și că unele dintre ele au fost pur și simplu măsluite. Domnul Măguran, au existat ascultări cu mandat. Acelea care s-au dat, acelea dintre care unele au fost reproduse copios în presă, așa, în extenso unele dintre ele, n-au fost opera Serviciului Român de Informații. Au fost, asta vă pot spune cu dumneavoastră mai devreme că s-au dat mandat pentru unele numere de telefon, să fie pentru unele telefoane să fie ascultate, sigur da? Că s-au dat. Prezentau acele persoane care dețineau numărul de telefon, prezentau un pericol pentru siguranța națională? Acelea care au fost... înregistrări cu mandat, în legătură cu toate existau probe care puteau constitui motiv să ceri
mandat de ascultare. Eu v-am întrebat dacă puneau în pericol siguranța națională, dacă existau probe pentru una sau pentru... Despre siguranța națională e vorba, domnule. Da? Nu vorbim de altceva. Și s-a dovedit? Putem, apropo de siguranță națională, așa, putem exclude doar pe acelea care proveneau de la unitatea 215 și care aveau în vedere alte culpe ce nu țineau de siguranța națională. N-avem treabă. Spuneți-mi dacă în urma acestor înregistrări, în urma acestor ascultări telefonice, s-a dovedit că cei pe care îi urmăreați au încălcat siguranța națională. Nu există un procent prea înalt din înregistrările făcute. Dar unul scund există? Unul scund există, da. Dați-mi exemplu. Iarăși nu, păi nu trebuie să se afle în spatele gratiilor cei care au încălcat siguranța iarăși națională. Iarăși nu vreau, deci aceia care au făcut obiectul unora dintre ascultări și a altor probe cu referire la diverse, unii dintre ei au ajuns după gratii, alții dintre ei care, s-au luat alte măsuri. Dați-mi un exemplu că n-am auzit. Vorbesc foarte serios, dați-mi un exemplu. Nu știu dacă aceste cazuri, unele dintre ele de spionaj, altele dintre ele de alte forme de... Trebuie neapărat nominalizate aici. Nu știu, de regulă, domnul Mugranu, dați-mi un exemplu. De regulă nu este uzual. Iar cazurile încheiate nu se încheiau la noi, ci se încheiau la tribunal. Știți foarte bun, bine. Dați-mi un exemplu pentru cineva care în urma ascultării telefonului a ajuns în închisoare. Au fost mai multe cazuri, dar nu cred că vă pot nominaliza acum. Bun, să vă pun și o întrebare personală. Au fost mai multe cazuri de-a lungul timpului, dar nu cred că vă pot nominaliza acum încă o dată. De ce? Pentru că de regulă un serviciu de informații, când primește sarcina să urmărească pe cineva, pe baza unor probe, el face această urmărire, după care dosarul intră în mâna procuraturii și a instanțelor de judecată. Și abia aceea hotărăște ce fac cu acel dosar. În timp s-au rezolvat multe, aș putea spune zeci de asemenea cazuri, și, dar niciodată despre asta serviciile de informații, dacă trebuie să vă spun, nu fac vorbire în public și nu nominalizează. Pentru că aici intră și alte argumente în cauză și nu numai, știu eu, discreția, mai mult sau mai puțin discutabilă. Prima, înainte de a pune întrebare, prima concluzie este limpede. Am bănuit când domnul Adrian Severin a lansat celebra teorie că a văzut probe indubitabile, că ar fi fost vorba de acele documente potrivit cărora X era urmărit. Domnul Virgil Măgureanu a dezmințit. Deci, din acest punct de vedere, este limpede că nu există. O întrebare personală. Știți, e de notorietate că evenimentul zilei sub conducerea mea v-a publicat dosarul dumneavoastră, acel celebru dosarul de securitate. După ce l-am văzut, trebuie să recunosc, după ce l-am publicat... La rugămintea mea, domnule. Da, nu, păi da, la rugămintea noastră, normal. Asta nu cred că trebuie să mai reaminti, că am scris și eu de... m-am săturat. După ce l-am... Eu l-am avut și eu în mână, am văzut și eu cum arată un dosar. După ce l-am publicat, au existat... Dosarul de colaborator, de colaborator, de rezident, Nu, dar nu asta era important. După ce am publicat acest dosar, la rugămintea domnului Virgil Măgureanu, am auzit o serie întreagă de voci. Eu nu mă pricep, repet, la asemenea dosare, că el nu era complet. E adevărat? Era perfect complet. Până deci era, deci tot ce am dat publicat noi și am văzut era verifica complet. Ulterior, în legătură cu acesta exista microfilmul, am putut verifica pe microfilm și era riguros până la ultima. Bun, suntem acum în fața telespectatorilor. Există riscul ca în afara acelui dosar pe care dumneavoastră, pe care noi l-am publicat la rugămintea noastră, sigur că l-am publicat, era și o bombă de presă, să scoată cineva în perioada următoare, când veți candida, când veți deveni o personalitate politică, cum să spun, recunoscută oficial, există riscul după dumneavoastră ca cineva să scoată și un alt dosar? De-al meu? De-al dumneavoastră. Sunt foarte liniștit în această privință. Deci ăla e singurul dosar? Absolut. Ați declarat? De-al minteri. De-al minteri, domnul Cristoiu. N-am făcut caz niciodată în fața opiniei publice de dizidența de care am vorbit mai înainte. Nici acum nu vreau să fac. Vreau să vă spun un lucru. Fiecare fază din contactele mele cu fostul organ numit Securitate a fost lămurit și răs. Lămurit în toate fazele sale din
92 încoace, uh-huh. De mai multe ori. Spuneți-mi, domnul Gureanu, l-ați cunoscut personal pe Nicolae Ceaușescu? Nu. Eu, singura dată când l-am văzut mai de aproape, a fost cu ocazia manifestărilor publice, unde erau sau vizite care se făceau și așa mai departe. Generalul Săpulescu îl cunoștea? Dar niciodată persoană, sigur că da. Cine pusese mâna pe dosarul dumneavoastră de rezident și urma să-l dea în presă? Și dumneavoastră ați venit cu acest contraatac și l-ați publicat? Asta este o poveste mai lungă, în orice caz. Mă, știți de ce vă întreb? Culpa... Vă rog, spuneți. Știți de ce vă întreb? Pentru că acel cineva care l-a dosarul dumneavoastră de rezident putea să ia multe alte dosare, nu numai pe ăla, și să le dea în timp în presă. Nu era interesant. Oricum, dosarul acela a fost scos din arhivă. Furat. Scos, asta așa este scos. Termenul. Scos în mod abuziv, furat de către fostul șef al secției din Timișoara, uh-huh. Și care avea un motiv foarte special să-l scoată, probabil cu intenția de șantaj. Cum intenția de șantaj nu i s-a evit vreodată, în cele din urmă dosarul a început să circule și pe la redacții din Timișoara, uh-huh. Și din București, pentru că omul acela a fost îndepărtat de mine din funcție în primăvara 94. Eu vă întreb, dacă a luat multe alte dosare de genul pe care l-a s-a făcut o cercetare la Timișoara. A fost unul din puținele dosare manevrate, poate chiar singurul, care a fost manevrat din arhiva de la Timișoara. Există pericolul ca acum, după ce dumneavoastră ați intrat în politică, să apară unele dosare? Deci e aceeași întrebare ca a domnului Cristoiu. Să apară unele dosare de ale mele? Despre dumneavoastră. Unele dosare despre oamenii politici. Nu cred că există în mod real un asemenea risc. Dar în mod ireal totdeauna, există? Totdeauna... Nu există în mod real, dar în mod ireal există. Deci probabilitatea este foarte mică. Totuși, arhivele sunt ținute sub control și îmi place să cred că în România nu va fi vreodată o vendetă pe linie de dosare. Dar dacă au dispărut pe vremea când ați fost dumneavoastră director? Nu. Ce nu? În mod sigur nu. Păi cum? A dispărut al domnului Ion Iliescu? Nu, a spus că înainte. Deci asta s-a întâmplat în perioada când încă arhivele nu erau sub control. Uh-huh. Iar dosarul meu a fost scos din motive cât se poate de speciale, dar acesta este un caz absolut singular. Sunteți sigur dumneavoastră? Absolut sigur, pentru că nu sunt sigur. Bun. Din cauza că mi s-a spus ce am pus să se verifice acest lucru. Ce veți face în momentul în care o să apară în presă dosare de genul ăsta? Nu o să apară. Nu o să apară. Dar dacă o să apară? Domnul Tuca, încă o dată, adeseori viața politică românească este pusă sub semnul unor răzbunări și a unor vendete care pot fi. Eu însumi am fost adeseori identificat cu posibilitatea, după ce n-am mai fost în funcție, sau când eram un potențial demisionar de la SRI, că aș putea manevra dosare împotriva unuia sau altuia. N-a existat niciodată o laxitate care să permită dezordine în arhive și să se poată sustrage dosare cu scopul șantajării ulterioare. Putem chiar asigura opinia publică la pe această cale că niciodată... Ajungem și la Perevoiești. Lăsați-mă să termin. Da. Mă puneți în dificultate. Vă rog. O să spună opinia publică... O să conchidă că sunt bâlbâit de vreme ce n-am putut duce la capăt aproape nicio frază din cauza că mi-a stăiat răspunsul. Nu este adevărat, v-am lăsat tot timpul să vă ce spun la capăt. V-am tăiat atunci când nu mai spuneați nimic interesant, așa cum eram eu pentru Serviciul Român de Informații. Nu erați interesant. Nu, exact. Ei, asta nu înseamnă că nu erai talentat. Am încercat să vă dau un calificativ bun, domnul. Vă mulțumesc, domnul Măguran. Faptul că nu sunteți un personaj suspect nu e neapărat un lucru negativ. Da, uite, jur că bănuiesc că nici eu nu eram interesant, așa că nu e nicio problemă. Dumneavoastră, domnul Cristoiu, a fost tot timpul interesant. Deci, domnul Măguran, dacă v-am întrerupt, era neinteresant ce spuneați. Vă rog să continuați. Chestiunea cu această... punere riguroasă sub control a dosarelor trebuie să rămână și vreau doar atât să asigur că nu vor exista nici din partea mea, nici din partea altcuiva
încercări de a șantaja, profitând de faptul că s-ar fi pus mâna pe niște dosare. Cum de atâtea ori s-a spus și, după părerea mea, s-a spus într-un mod cât se poate de tendențios și de nefondat. Și aș mai adăuga ceva. Mă consider unul dintre oamenii în stare să facă politică, nu știu cât de fructuoasă va fi această politică, dar cred că am un cuvânt de spus în politica românească de astăzi, pe alte căi decât cele care mi-ar fi putut fi eventual furnizate de trecerea mea pe la SRI. De unde știți că o să aveți de spus un cuvânt important în politica românească? Pentru că voi fi nu întotdeauna... Nu sunteți cam lăudăros? Nu cred că sunt lăudăros. Cred că sunt un om realist care știe, atunci când face o afirmație, știe să-și o argumenteze și știe să prezinte lucrurile în așa fel încât auditoriul sau cei cu care vin în contact să poată fi interesați de ceea ce spun. Sunt conștient de faptul că, indiferent dacă acest lucru este crezut sau nu la această emisiune, că am o anumită cotă de popularitate. Câtă este ea, pozitivă sau negativă, asta este o chestiune care o va hotărâ, o vor hotărâ cei care se vor exprima sau vor avea dreptul să se exprime din opinia publică românească. Hai să vă mai scad puțin cota, sunteți de acord? Sunt de acord, dar nu v-am răspuns cu berevoie. Stați puțin, că mi-a venit altă întrebare între timp. Nu pot să le așez așa dintr-o dată. Spuneți-mi, pe perioada care ați fost director la SRI, de ce copiii dumneavoastră au studiat în Statele Unite ale Americii? Simplu. Pentru mi se pare, complicat. Pentru că primul care a plecat în SUA câștigând o bursă a statului american, lucrul acesta așa, este ușor verificabil, este băiatul meu. Așa. După care e momentul să informăm pe această cale că cei doi copii n-au studiat niciodată pe banii statului român sau pe bani altfel. Pe mine nu mă interesează dacă au studiat pe banii statului sau pe banii dumneavoastră. Trebuie să intereseze pe alții. Pe mine mă interesează că dumneavoastră erați directorul SRI și puteați fi ușor șantajabil având cei doi copii în Statele Unite ale Americii. Șantajabil de către cine, doamnă? De către serviciile secrete americane. Aveți impresia că lucrul acesta este posibil în legătură cu mine? Cum să nu? Pe ce vă bazați această certitudine? Pe o gândire, cum să zic, absolut, hai să nu zic logică, după aia spuneți că sunt lăudoros, pe o gândire firească a omului. Aia nu, o întrebare mai politică. Deci o asemenea întrebare... Serviciile secrete americane știau că sunt copiii noastre? Desigur. Nu numai că știau, da, dar ele aveau, ca să spunem așa, am avut ulterior certitudine în această privință și o anumită supraveghere, care după aceea n-a mai fost necesară în această privință. Știți cine a fost cel care mi-a recomandat să trimit... Bill Clinton. Nu. Emil Constantinescu. Nu, Corneliu Coposu, care a cunoscut personal pe băiatul meu și care a făcut această recomandare, care s-a dovedit benefică, dar nu m-am folosit vreodată de numele acesta pentru a obține vreun avantaj. Dar oricum, discuția a avut loc și un martor care este cetățean Măgurean american este încă în viață. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Care nu este? Puteați fi șantajat? De ce? Simplu, nu puteam fi. Pentru că simpla prezență a copiilor la studii, alminteri absolut benefică, inclusiv pentru statul român ulterior, nu poate fi obiect de șantaj. Dar am auzit că se erau cam petrecăresc copiii noastre. Aici, vedeți, în București, după aia în America nu știu. Sunteți complet dezinformat. Copiii mei n-au fost niciodată implicați în vreo petrecere sau vreo... N-au petrecut niciodată? Nu, stați puțin, că da, n-aveți nicio vină pentru faptul că erau ei petrecăreți. Ba da, dar nicăieri, niciodată, ei n-au fost implicați în lucruri de care să ne fie rușine ca părinți. Bun, am înțeles. Ce s-a întâmplat la Berevoiești? Cu asta vreau să vă spun că situația copiilor mei și modul în care ei au evoluat în Statele Unite este mai degrabă un obiect de mândrie pentru noi ca părinți și, după părerea mea, ulterior, cum spuneam, prin consecințe și pentru statul român. Nu vă e dor de copiii dumneavoastră? Tot timpul. Păi de ce ați lăsat să plece așa departe de țară? Da. Nu sunt singurii copii care au plecat la studii. Exemplu că în nu state. Sunt singurii copii. Și asta este unul dintre dezavantajele
faptul de a avea copiii foarte departe de casă. Dar acesta nu cred că ce se întâmplă la BRF? Prea mult importanță pentru discuția noastră de acum. La Berevoiești s-a întâmplat un lucru care poate fi constituit ca o defecțiune a fostului aparat de securitate care încă mai avea exponenți atunci în aparat. Ce acolo au fost găsite dosare? Nu, nici vorbă de așa ceva. Au fost niște hârtii disparate dintre cele care nu fuseseră arhivate și n-aveau pentru ce să fie, erau pur și simplu niște copii după diferite situații operative de atunci și care s-au strâns într-o cantitate foarte mare. Și Berevoieștiul a fost un accident, un veritabil accident de muncă, în sensul că tonele acelea de hârtie, multe tone de hârtie, trebuiau să meargă la topit în undeva în județul Prahova. Și cum au ajuns în pământ? Și s-a nimerit că în ziua aceea utilajul respectiv nu funcționa. Și atunci a deci de vină a fost tractorul? Sau nu. Utilajul de topit. Care producea pastă de hârtie. Uh-huh. Nu funcționa. Și atunci s-au îndreptat cu acele documente, cu acele grămezi de hârtii către Berevoiești, pentru că de acolo era unul dintre ofițerii care s-au implicat în treaba aceasta. Și motivul fiind numai de legat de posibilitatea de a ajunge acasă și a mai trage un chef, dacă e posibil. Există microfilme pentru documentele care au fost aruncate și urmau să fie topite? Nu, deci acelea nu erau documente. Nu erau documente ordonate în arhivă și care să ceară microfilme. Mai avem două telefoane, un telespectator. Bună seara și după aceea cineva care am înțeles că ar fi fost ajuntul dumneavoastră. Bună seara! Alo? Alo? Da. Vă ascultăm și îmi cer chiar iertare pentru faptul că așteptați de atâta vreme la telefon. Vă rog. Nu-i nimic. Deci, bună seara invitațiilor dumneavoastră și dumneavoastră, bineînțeles. Mihai Mareș mă numesc. Da. Din București. Și, deci, bineînțeles, am trei întrebări pentru domnul Măgureanu. Vă rog, repede. Deci, acest grup care a activat ilegal până în 89 decembrie. Deci a așteptat anumite evenimente, respectiv adunarea din 22 pentru ca grupul să-și facă apariția. Deci asta este una. Așa. A doua, vă considerați un revoluționar. Deci... Lăsați-l pe deci. Ei, a luat boala de la mine, nu e nicio norocere. Da, spuneți cu deci că nu e problemă. Și a treia, la ce anume vă gândiți că înseamnă sau ce anume sugerează denumirea de Noua Românie? Asta e tot ce ați întrebat? Poftim? Asta e tot? Da. Mă chinui să-i pun microfonul domnului Măgureanu, pentru că în momentul în care a spus aceste întrebări foarte grele, a început să cadă. Pur și simplu mi-a căzut microfonul. Da. Vă rog, domnule. Deci, prima întrebare era referitoare... Bună seara, vă mulțumim pentru întrebări. Vă mulțumesc, domnule Mareș. Deci... Lăsați-mi și dumneavoastră pe deci. Toată lumea îl folosește. Prima întrebare era referitor la decembrie 89 și apariția grupului. Am mai avut prilejul să o spun, nu există vreo legătură între activitatea anterioară a acestui grup și modul în care s-au derulat evenimentele în decembrie 89, inclusiv adjudecarea puterii. De alminteri, și în această privință pot să certific cu maximă limpezime, eu nici n-am făcut parte din nucleul de putere în decembrie 89. Lucrul acesta îl pot spune cei care au fost martori direcți la evenimente. Nu mă consider un revoluționar, domnule Mareș,
Nici nu am solicitat vreodată certificate în această privință. Am fost un participant activ la evenimente, am avut chiar implicări directe, dar pentru acest lucru nu mă consider, și nici pentru activitatea anterioară, nu mă consider revoluționar. Vă mulțumesc. Cea de-a treia întrebare a domnului Mareș se referea la sintagma Noua Românie. Vreau să precizez că această sintagmă, după cum mi-o explic eu și după cele pe care le-am citit, pentru că prea deseori am fost acuzat că aș fi avut legătură directă cu înființarea acestuia, deci m-am documentat bine, această Nouă Românie să nu se înțeleagă că este vorba de altă Românie, ci este vorba de înnoirea României, de ieșirea țării din această fără sfârșit până acum criză în care ea s-a situat, din păcate, în cei aproape 8 ani, în posibilitatea de a canaliza energiile tineretului acestei țări și a tuturor celor care pot duce la primenirea benefică și ireversibilă a plasarea României în mod definitiv pe o curbă a progresului în viitor. Aceasta înseamnă o nouă Românie dinpreună cu respectul pentru ce a fost, ce este valoros în tradiția și în cultura română. Întrebare, în această nouă Românie frumos prezentată noastră se va preda istoria și literatura română în limba maghiară? Așa cum v-am spus, ceea ce noi preconizăm politic, și nu mă refer la acest partid, ci la toate forțele progresiste din această țară, n-au nimic cu cedări rușinoase în ce privește respectul față de limba, cultura și tradițiile noastre. Deci noastră ar fi împotriva acestei chestiuni, ca partid. Categoric împotriva. Puteți să-mi dați și mie o cerere de adeziune la partidul nostru, dacă tot ați spus asta? Vi le furnizăm a doua zi, acum nu posed. Vă mulțumesc, avem la telefon pe colonelul Iancu. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Să trăiți! Să trăiți! Spuneți-i domnului Măgureanu, are plăcerea să vă asculte? Cum vă numiți? Colonel Iancu. Așa, ați lucrat în Serviciul Român de Informații? Da. Până când? Până când m-a dat afară domnul Măgureanu. Așa. După ce a făcut poza cu mine. Ce a făcut? Îl ascultam atât, cum vă poate minți acolo. Așa. Un hal indescriptibil. Acest om de inteligență feroce, are o inteligență deosebită. Domnul colonel Iancu, uitați... Care îl apreciez extraordinar. Uitați care este problema. Dar nu pot să accept minciunile cu care vă poate... Mie nu mi-a plăcut niciodată, indiferent de invitații mei, ca cineva să jignească. Mai ales colegii din presa scrisă. Păi, spuneți la obiect, care este problema? Care este? Da. La ora actuală, domnia asta a venit și vă minte acolo și asta m-a durut. Pentru că e un om inteligent și vine să vă toarcă dumneavoastră în față niște aiureli care pur și simplu, sigur, dumneavoastră care nu este specialist în materie de informații. Dar nici nu vreau să fiu. Spuneți-mi de ce v-a destituit pe dumneavoastră. Întrebați-l pe domnia asta. Păi nu. Nu m-a destituit. Dar ce s-a... M-a scos la pensie fără să am vârsta. De ce v-a scos la pensie? Asta știe numai dânsul. Care a fost motivul pentru care ați fost scos la pensie? Numai dânsul știe. După aceea mi-a aprobat să fiu transferat la Ministerul de Interne. Așa. Deci dovadă că nu aveam nicio vină. Și apreciez gestul uman. De ce? Dar îl întreb eu dacă și copilul dânsului era mort ca al meu. Cum era posibil să facă gestul ăsta? Nici măcar n-a avut bunul simț după aceea să mai stea de vorbă cu mine, niciodată nu l-am mai văzut. Ne-am încrucișat săbile pe 21, dacă vă aduceți aminte, domnule Măgureanu, la Clubul 22, da? Și m-ați întrebat ce a spus în fața națiunii, în televizor. Și credeți? Este fraza dumneavoastră, da? Uh-huh. O recunoașteți, domnul Măgureanu? Așa. Și au revenit revoluționari în jurul meu
și v-au dat afară de acolo. Vă aduceți aminte, da? Spuneți-mi care sunt întrebările dumneavoastră. Întrebarea mea este, cum își permite domnul Măgureanu la ora actuală să spună că are o asemenea popularitate? Asta m-a durut colosal. Bun, domnul Iancu, vă mulțumesc pentru intervenție, numai bine, sănătate. Deci, mai întâi că multe dintre fazele pe care domnul Iancu le-a pomenit aici sunt absolut imaginare. Mi-aduc aminte de momentul în care domnia sa, după câte știu, a fost îndepărtat din structurile Serviciului Român de Informații și probabil că datorită acestui lucru nu mă poartă gânduri foarte tandre. Dar am toată compasiunea pentru ceea ce s-a întâmplat cu uciderea în evenimente a fiului și cred că și datorită mie, cel puțin tatăl, nici n-a rămas pe drumuri, nici n-a fost tratat ca un om fără căpătâi. Acum însă, desigur, a găsit ocazia să mă denigreze. Domnul Măgureanu, spuneți-mi ce părere aveți în legătură cu criza uleiului. Cum a rezolvat această criză partidul Noua Românie? Care ar fi poziția, vorba domnului Cristoiu, a partidului în această criză a uleiului? Sună oarecum persiflant. Nu, sună deloc persiflant. Este o problemă foarte gravă pe care nu s-a găsit să până acum nu a rezolvat-o nimeni. O problemă gravă, așa cum gravă este situația întregii agriculturi românești, supusă unor presiuni cărora nu le poate face. Nu le poate face față. Și criza uleiului, dacă așa, mă gândiți, face parte dintr-un ansamblu de crize care va pune întreaga noastră industrie alimentară și asigurarea bunurilor necesare către populație în situații fără ieșire. Spuneți-mi ce părere aveți de disponibilizarea minerilor și aceste 15-20 salarii care au fost date? Vreau să trecem puțin prin temele actuale. Aș stărui numai cu o singură frază aici. Așa. Pe ideea că agricultura românească, dacă se dorește să fie reabilitată ca oricare dintre ramurile economice fundamentale ale României, e necesară o altă abordare, o cu tot o altă abordare care poate fi ușor demonstrată în fața publicului românesc, atunci când specialiștii vor fi suficient de ascultați. Oricum, primul verdict al specialiștilor este că dacă vom continua să practicăm o agricultură fără subvenții, nu vom mai avea producție românească nici la ulei, nici la altceva. Și situația aproape fără ieșire în ce privește producția de cereale în acest an, în ce privește valorificarea acestor cereale, se datorează unor concurențe acerbe prezente deja pe teritoriul românesc, și acest lucru îl știți cu prisosință, din partea unor vecini a căror produse, făina, de exemplu, este subvenționată. Și făina tot. Ce e, bulgărească, rusească, maghiară? Tot așa maghiară? Se întâmplă. V-am pus o întrebare concretă. Făina asta subvenționată care ne concurează pe noi, din ce țară e? În Banat, de exemplu, și în Ardeal, făina ungurească face. Ceea ce nu pune ea asta... fiind subvenționată acolo. Desigur, desigur. Toți cei care doresc să exporte se bucură tot și de prime la export și de subvenții în ce privește susținerea producției. Așa este și cu uleiul, care acum este o criză, una dintre numeroasele crize care bântuie pe la noi, dar care într-o agricultură bine ținută în mâini și bine organizată, pe suprafețe îndestulătoare care să asigure producția necesară, n-ar mai ajunge niciodată la astfel de criză. Întrebare. Cu asta nu vreau deloc să spun că trebuie să desfidem orice concurență și orice pătrundere pe teritoriul românesc a unor alimente produse de alții. Vreau numai să spun că producția de bază, aceea necesară în mod vital populației, nu este la ora actuală suficientă și din cauza asta apar și asemenea crize. Domnul Cristian, întrebare ca pentru un fost director al Serviciului Român de Informații. Credeți că România a făcut și face obiectul unei transformări într-o simplă piață de desfacere?
cred că nu vom ajunge vreodată într-o asemenea situație. Vom dacă face obiect? Și cred că, nu că dacă... da, poate face obiectul. Dacă nu vom lua măsurile care se cuvin și pe care specialiștii deja le preconizează, poate face obiectul transformării, într-adevăr, din păcate, țării noastre dintr-un mare producător de bunuri alimentare capabil să concureze pe oricare dintre vecini. Într-un mare privitor. Vă rog? Într-un mare privitor, cumpărător în niciun caz. Da. Vă întrebam mai devreme. Mare privitor. Sunteți de acord sau nu? Da, poftiți. Sunteți de acord că se poate transforma într-un mare privitor sau nu, ca să lămurim? Da, ținând cont de faptul că se ajunge la situație, o sărăcire galopantă pentru anumite pături și prețurile cunosc și ele curba ascendentă știută, sigur că mulți dintre cei care erau altădată consumatori pot ajunge într-adevăr niște... Domnul Măgureanu, vă întrebam puțin mai devreme. Simpli observatori. Și vă repet întrebarea. Ce părere aveți despre disponibilizarea minerilor? Plătirea acestor 15-20 salarii, domnul Cristoiu la o emisiune spunea că sunt posibile focare în momentul în care acești oameni vor termina banii, că îi vor termina mai curând sau mai devreme, mai curând sau mai târziu. Aici cred că sunt mai multe aspecte. Mai întâi trebuie să ținem cont că ceea ce s-a întâmplat cu disponibilizările, dacă erau aceste disponibilizări corelate cu alte câteva măsuri, lucrurile n-ar degenera în modul în care amenință să degenereze azi. De pildă, eu am semne de întrebare cu privire la oportunitatea de a aloca sume atât de mari unor oameni pe care cărora după ce le-ai dat sumele respective nu le oferi nicio perspectivă, nicio alternativă. În al doilea rând, deja ziarele românești au tras cota de alarmă cu privire la faptul că s-a ajuns, lucru pe care chiar guvernanții l-au exprimat, cu disponibilizările, cu rata disponibilizărilor cam la nivelul anilor 2005. Și ne putem confrunta cu o serioasă criză energetică în țară, de pe urma faptului că nu mai avem contingentele necesare. Dar lucrurile acestea sunt știute, nu cred că eu sunt cel care, mă rog, ar lumina ceva în plus în această privință. Dar spun că pentru niciun domeniu de activitate de la noi care s-ar dori să fie restrâns, a căror contingente de muncitori s-ar cuveni să fie ținute sub control sau chiar restrânse, în vederea unor viitoare restructurări, a modernizării activității, a optimizării și creșterii randamentului în domeniul respectiv, pentru niciunul nu se potrivesc disponibilizări în care i-ai dat omului o căciulă de bani să plece din domeniul respectiv fără să-i oferi nicio altă perspectivă. Se înmulțesc în felul acesta categoriile sociale care se află sub semnul dezordinii, a unui viitor incert, a unei imposibilități de a-și găsi rădăcini undeva, pentru că ei pleacă dintr-un domeniu, dar nu-i așteaptă nimeni altcineva în altă parte într-o activitate cât de cât organizată. Și ce vor deveni ei? Pot deveni, dacă nu există atenția necesară, pot nu deveni există, chiar și masă. Nu există, aici să mai spune. Atenția că dacă nu există, care? Ce vor deveni? Atenția necesară pot deveni chiar mase de manevră. Dar nu acesta este lucrul cel mai periculos. Dar care? Tăiem șansa unor oameni altădată cu o certitudine în ce privește locul lor de muncă, tăiem șansa oricărei realizări într-un viitor. Ceea ce aruncă în stări limită grupuri sociale largi de la noi. Domnul, aceste grupuri pentru cine putea constitui masa de manevră? Pentru o lovitură de stat militară? Pentru forțe diversioniste? Nu cred că scenarii din acestea de tip anarhic pot avea multă consistență la mișcări de protest? Dar în acutizarea unor frământări și în accentuarea nesiguranței și a incertitudinii în ce privește climatul social, este foarte probabil să se întâmple așa. Da. Domnule Măgureanu, oricum, Ion Cristoiu, în luate în sine disponibilizările nu trebuie văzute ca un rău neapărat, dar ele trebuie corelate cu niște asigurări care, dacă nu se dau, atunci se produce o ruptură. Domnul Măgureanu, Ion Cristoiu a spus despre conferința... Fenomenul de-abia a debutat. Nu trebuie să existe tentația ca el să continue în felul acesta. Vreau să vă întreb,
După conferința de presă a președintele Emil Constantinescu, care a fost dezvăluită și afacerea Solventu, Ion Cristoi a spus despre conferința de presă și despre afirmațiile președintelui în legătură cu această afacere că vizează cumva trădarea națională, dacă mi-aduc bine aminte. Nu, a spus că declarația președintelui potrivit care România a încălcat embargou echivalează pentru mine cu un act de trădare națională. Sunteți de acord cu domnul Ion Cristoi, mai ales că dumneavoastră ați raportat la vremea respectivă faptul că pe acea conductă mergea petrol către... Cred că afirmația privind afirmația domnului Cristoiu referitor la afirmația domnului președinte cu referire la aceste lucruri, cred că este prea tranșantă. Aici trebuie nuanțat. Deci, în măsura în care s-a spus că acel transfer a servit interesele statului român. Trebuie văzut în ce măsură acest lucru chiar a servit interesele statului român. Dacă l-a servit. Un lucru este sigur, că toate statele din jur, e nevoie să spun acest lucru acum, au profitat masiv de pe urma embargoului, chiar păstrând aparența că l-ar fi... Bun. L-ar fi respectat. Cunoașteți un alt șef de stat dar care acesta are... nu este neapărat un argument. Nu, cunoașteți un alt șef de stat din jur care a recunoscut acum în ultimul timp, că în perioada anterioară statul respectiv a încălcat embargou, recunoaștere publică. Deci, întrebare. Eu nu am cunoștință de acest lucru. Deci noi suntem un caz unic. În multe privințe, noi românii am înțeles. Suntem cazuri unice, ceea ce nu este rău în toate cazurile. În unele este discutabil. Da, domnul Cristoi, ultima întrebare pentru domnul Măguran în această seară. Dacă domnul Emil Constantinescu va candida pentru anul 2000, dumneavoastră îl veți sfătui să candideze sau nu? Așa cum a spus cu domnul Ionilescu în 92. Suntem la abia 10 luni după instituirea sa ca președinte. Ușor, domnul Cristoi, asta au apățit și conenele. Vedeți dacă puneți întrebări. Așa este, da. Sucite. Eu cred că nu este încă momentul să facem un bilanț, nici pentru președinte și nici chiar pentru guvern. Păi până atât l-ați făcut pentru guvern, ați dat ca în fasolenii. Eu nu, în cei de la guvern. Eu n-am făcut rechizitoriu nimănui în seara asta. Nu rechizitoriu, ați dat. Să aduc la cunoștință niște lucruri care să le aduc din nou în atenție, niște lucruri despre care s-a tot discutat. Și asta Bun. Nu cred că viza, dar aș avea ceva de spus în încheiere. Da, vă rog. Este extrem de important să subliniem următorul lucru. Dezvoltarea noastră economică și socială ar fi trebuit de multă vreme, mai ales cea economică, să facă obiectul unui consens național în jurul cărora să se unească toate forțele politice responsabile din România. Lucru pe care noi am dori să contribuim la consolidarea unui asemenea consens. A devenit deosebit de evident că guvernul singur nu se descurcă, repet, cu toată responsabilitatea. Guvernul singur, oricare ar fi el, din orice regim ar face parte, față de problemele grave și disfuncționalitățile cu care este astăzi confruntată România, acest guvern nu s-ar descurca fără impulsurile necesare și fără sprijinul politic din partea tuturor, inclusiv criticile necesare, inclusiv impunerea către guvern a unor măsuri urgente, dintre care unele am și pomenit. Credeți că ar fi bun de prim-ministru? Nu, în niciun caz. Dar de președinte? Eu sunt ca mulți alții ca mine, mult mai potrivit pentru a acumula informații pe care se le pun la îndemână, de data asta de pe o altă poziție decât aceea pe care am avut-o. Deci tot cu informațiile vă ocupați. Da, măsura în care dorim să fim în politică avizați despre ceea ce se întâmplă cu adevărat și să ținem la îndemână. Vreau să vă mai spun încă ceva. Noi, cei care ne propunem să aliem forțe de centru, dispunem de contacte
foarte semnificative în lumea specialiștilor care n-au fost niciodată consultați. Uitați, astăzi în România se poate constata o anumită perpetuare a unei stări de izolare a specialiștilor față de problemele reale și grave din economie. Noi avem contact cu acești oameni și suntem gata să punem informațiile lor la îndemâna celor care au nevoie de ele. Și nu mă îndoiesc că va fi nevoie de ele într-o zi. Am înțeles. Pentru aceea cred că o formațiune politică, partid sau alianță care este cu adevărat conștientă de ceea ce avem de făcut de aici înainte, trebuie să fie ancorată la nivelul celor mai înalte exigențe în ce privește problemele grave cu care se confruntă președinte, azi ați fi bun? Societatea românească. M-a întrebat domnul Cristoi. Mai bine m-ați fi întrebat dacă intenționez să candidez sau nu. Întrucât nu m-ați întrebat, n-am să vă răspund acum. Dar asta v-am întrebat, domnul Cristoi. Deci, aș răspunde cam așa. Eu am fost într-o funcție de mare răspundere pentru statul român peste 7 ani. Cred că experiența pe care am avut-o este suficientă acum, iar dacă voi reveni în viața politică și vom... Cum adică odată, veți reveni? Că de-abia ați intrat. Am făcut debutul, da. De-abia. Un lucru care încă nu așa este suficient de concludent și v-am spus la începutul emisiunii că dacă acest lucru stă sub semnul evoluției unui singur partid în viața politică, acest lucru pe mine nu mă interesează. Deci dacă voi reveni în viața publică, da, în competiția pentru putere, atunci acest lucru va fi în mod necesar subordonat unor imperative fără de care statul român n-ar putea supraviețui în viitor. Deci, am înțeles. Adică va candida. Ați candidat sau nu la prezidenție? Da, eu vă spun că nu. Eu în mod sigur nu voi candida, dar nu despre candidatura mea era vorba. O asemenea întrebare nici nu mi-ați spus. A formațiunilor nici care... nu mi-ați spus. Da. Vă repet, dacă nu există o suficientă uniune și o coerență suficientă din partea unor forțe politice echilibrate care să poată să inducă în economie și în viața socială acele măsuri care sunt urgente, România nu se va putea descurca în viitor. Domnul... și se vor acumula dezechilibre grave. Domnul Măgurean, am înțeles. Noua Românie plus... Începem cu noastră că plus stai... celelalte. Plus, stați că le spun eu, nu trebuie să-mi confirmați, nu spuneți nimeni asta. Plus Alianța pentru România, plus PACU, plus PUNR, eventual Partidul Socialist. Cam asta ar fi lista pe care am încheiat-o în Alianța, în vederea Alianței. Îmi permiteți să vă spun că lista dumneavoastră este încă inexactă și este extrem de săracă față de intențiile pe care le avem. Uh-huh. Pentru că v-am spus ați mai spus odată... de PUR, așa, și cine ar mai fi? PDAR, ați spus. PDAR, da. Păi spuneți, domnul Cristoi. Vedeți, dumneavoastră, unele ce dintre aceste formațiuni nici n-au fost contactate. Asta e altceva. Eu zic, la ce cum, unde mergeți dumneavoastră cu gândul? Domnul Măgureanu, de ce vi se spune șarpele cu ochelari? Deci, încă o dată, cred că mă pot desolidariza foarte simplu de această sintagmă care altădată când nu, eram... aduceți-mi un argument. Post, probabil pentru că eram șeful serviciului de informații. A, numai din cauza asta. Cred că da. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru această emisiune maraton care se încheie după ora 1 și 20 de minute aproape. Ne întâlnim în această seară, într-o dezbatere despre cazul Severin cu directorii principalilor cotidiane din România. Până atunci, Marius Stucă vă spune, spuneți-mi cum se spune, care era salutul în Serviciul Român de Informații? Era un salut anume? Nu există un salut specific. În partid? Există vreun să spunem noapte bună tuturor și să ne ierte pentru tot ce n-am reușit să rezolvăm în această asta discuție. Asta e treaba dumneavoastră, domnule Măgurean. Bună dimineața!
GSM.